dispoziția numărul 285 din 5-8-2016, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, în data de 11 august 2016. Primarul Comunei Bârsănești, județul Bacău, având în vedere dispozițiile articolului 39, alineatul 1 și 2, precum și articolul 68, alineatul 1, articolul 115, alineatul 1, litera A, din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată, modificată și completată. Dispune, se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Bârsănești de Subacău, care va avea loc în data de 11 august 2016, orele 16, la sediul Primăriei Comunei Bârsănești, în sala de Consiliu. Proiectul ordinii de zi este următorul. 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea categoriei de persoane din Comuna Bârsănești ce pot beneficia de ajutoare alimentare în cadrul POAT 2016, precum și a criteriilor și condițiilor de acordare a acestora, inițiator domnul Botezatu Gelu, primarul Comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului OAT Bârsănești de Bacău în adunarea generală a asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, ADIS, inițiator domnul Botezatu Gelu, primarul Comunei. Și punctul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2016, inițiator domnul Botezatu Gelu, primarul Comunei. Articolul 2. Prevederile prezente în dispoziție vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul Comunei și vor fi aduse la publicație publicată prin afișare. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Înainte de a intra la proiectul de hotărâre, o să dăm cuvântul doamna secretar pentru procesul verbal. Da, deci trebuie să supunem la vot și conținutul procesului verbal de la ședința trecută, transmis dumneavoastră, prin e-mail. Sunteți de acord cu conținutul procesului verbal? Da. Mulțumesc. Se poate intra în ordinea de zi. Proiect de hotărâri pentru aprobarea categoriei de persoane din Comuna Bârsănești ce pot beneficia de ajutoare alimentare în cadrul POAT 2016, precum și criteriile și condițiile de acordare a acestor. Primarul Comunei Bârsănești de Subacău, având în vedere expunerea de motive, numărul 4671 din 0408-2016 a primarului Comunei Bârsănești, raportul de specialitate, numărul 4670-0408-2016 al compartimentului de specialitate, asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Bârsănești. Prevederile articolului 3, alineatul 1, litera H, articolul 5, alineatul 6 și punctul F din anexa la hotărârea Guvernului numărul 799 pe 2014 privind implementarea programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate, modificată și completată prin hotărârea numărul 627 din 2015. Prevederile articolului 36, alineatul 2, litera D și alineatul 6, litera A, punctul 2 din legea numărul 215 pe 2001, Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. În termenul prevederii, articolul 48, alineatul 2 și articolul 115, alineatul 1, litera B, din legea numărul 215 pe 2001, Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune, se aprobă categorii de persoane din Comuna Bârsănești ce pot beneficia de ajutoare alimentare în cadrul programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate 2016, potrivit articolului 3, alineatul 1, litera H, din hotărârea Guvernului numărul 799, pe 2014, modificată și completată de hotărârea Guvernului numărul 627 pe 2015, a criteriilor și condițiile de acordare a acestor conform anexei numărul 1, care face parte integrantă de prezenta hotărâre. Se aprobă articolul 2. Se aprobă modelul de cereri și declarații de pe propria răspundere conform anexei numărul 2, care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 3. Prin grija secretarului Comunei, prezenta hotărârii va fi înaintată instituției prefectului județul Bacău pentru verificarea legalității primarului Comunei Bârsănești și a compartimentului asistență socială pentru cunoaștere și punere în aplicare. Inițiator, primar Botezatu Gelu. Vă citesc și categoriile persoane în Comuna Bursănești care vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul POAT, precum și criteriile de condiții de acordare acestea. Este nevoie. Mă întreb dacă vreți, citesc. Uitați, modelul de cerere care e.
Categoriile sunt prevăzute și în lege, nu? Da, da, exact. Da, deci în lege. Eu vreau să fac o propunere, adică să dezbatem o propunere pe chestia asta. Am văzut în lege că scrie că persoanele care au domiciliu, adică care au domiciliu în străinătate, nu beneficiază. Cum stabilim dacă au domiciliu în străinătate? Pe ce criterii? Păi pe ce criterii facem? Că domiciliul stabilește prin actul de identitate. Da, da, și dacă... Cum stabilim? Am avut, adică am avut. Sunt persoane care m-au întrebat și trebuie să dăm explicații privind la lucrul ăsta. Primesc, nu primesc. Deci acolo în lege spune, nu, în lege spune expres. Da, da. Cei care au domiciliu sau reședință. Deci nu, era, era în străinătate. Mă refer la persoane... Deci numai puțin, mă refer nu la, numai strict la persoane plecate în străinătate, atât. Deci nu, nu punem în discuție celelalte persoane. Și aici ne spune, persoane care au domiciliu sau reședința în străinătate. Am înțeles că sunt, sunt persoane care sunt plecate și, mă rog, declară sau nu declară, na, fiecare familie, nu, nu li se acordă că dacă sunt plecați, dar totodată nu, a, nu, nu li s-a stabilit dacă au domiciliu sau reședința acolo. Deci dacă există un act de care le iese că s-a stabilit rezidența acolo, asta înseamnă că și dacă nu există, și dacă nu există. Dacă nu și are act de identitate pe persoană. Înseamnă că primește, da? Deci și asta. În momentul în care vine, ei prezintă copii după buletin. Păi nu, că de asta zic, sunt situații, de asta vă spun, sunt situații în care sunt persoane, nu s-au stabilit acolo. Practic au mers o perioadă scurtă, să zicem, o săptămână, o lună, mă rog, nu știu. 2 ani, 3 ani, 5 ani, 20 de ani. Deja dar fără act de identitate, nu. Și când vine aici, vine cu actul de identitate. Dar ei nu au un act de identitate din care să reiasă că ei locuiesc acolo. Corect. Păi în condițiile în care aceste persoane nu au, să nu putem face dovada că ei locuiesc acolo, ar trebui să primească și ei ajutare, nu? Da, dacă îndeplinesc și restul condiției. Bineînțeles, da. Îi completează orice. În propria răspundere, corect. La onești, la... Dacă n-au venituri, la... Cunosc cazuri care nu au primit. Pe chestia asta care nu aveau domiciliu, deci nu aveau domiciliu stabil. Dar erau plecați pe perioade scurte și nu au primit ajutoare. Păi și dacă nu, nici nu-și vine și nu-și face documentele, n-are de unde primăria să știe că... Păi primite în acest caz financiar la UNEJ. Da, nu. De acolo ne vine, dacă au venituri. Din câte am înțeles, avem compartimentul protecție socială care se interesează la nivelul ăsta, da? Ei, ei vin sau nu vin să declare compartimentul de care răspunde, ei trebuie să verifice în primul rând. Da, noi am primit acum. De asta vă întreb, că sunt niște cazuri, sau am auzit discuții și au venit și persoane care m-au întrebat și din anii precedenți. Da. Și au spus, doamne, dar eu nu, eu practic acasă nu, familia mea nu realizează per, per cap de familie 450 de lei, cum scrie în lege. Chiar dacă lucrez în afară. Nu am domiciliu stabil acolo, nu am reședință, merg în perioade scurte. De ce nu mi se dă și mie? Deci aici e chestia. Respectăm absolut. Pe de asta zic, din punct de vedere legal, m-am uitat și după lege, uitați, am un extras din aliniatul de la articolul respectiv. Deci e articolul 3 din lege, la aliniatul 6. Și sub de asta, ceea ce am citat mai devreme. Deci persoanele care au domiciliu, dacă nu se poate stabili asta, mă gândesc că trebuie să primească și ei. Păi da, dar trebuie da, ei să vină să... Da, nu am zis că ei vină aici, când copii de unde să... Îi faci copii de buletin și da. Se completează modelul ăsta de cerere. Așa, care este prevăzut în... Fișa aia. Așa. Noi primitem la CECA financiară la UNEA. Da. De acolo ne se vine. Adeverință de venit. Da, adeverință de venit. Dacă nu au venituri, ne vine tabelul și eu vorbesc de persoane care efectiv nu au venituri. Deci eu vă spun de cei care nu au venituri efectiv. Și care nu lucrează nimeni din familie. Păi da, și se dă. În perioade scurte mai pleacă în afară. Dar nu e problemă, se dă. Dacă nu se regăsească cu venituri, domnul. De asta zic, am auzit discuții, au venit persoane și spune că nu li s-a acordat. Da, da, dar noi au venit aici. Numai dacă au datorii. Nu, nu-i condiție. Nu, nu știu, nu avem condiție. Nu avem treabă. Banii de la API, așa, ajutoare care vin din afară, nu se ia venituri la primărie. Asta e limite, litere de lege. Da, da. Dacă îți dă banii de la API și ai copilii, nu se... Nu poți să-i oprești domnului autorul. Da, și pe lângă asta că deschide, că a deschis... Nu, e important să fii om în țară care... E important e să vii omul la primărie, cu bunesiu, și să facă la primărie. Adică prin act de identitate confirmă că el... Noi am dat telefon la circa financiar, la UNESCO. Să nu-i mai trimitem acolo, să facem un bulzeal, să faci... Strângem, de exemplu, s-au strâns 10 buletine. S-au strâns
le trimitem la Unești, ne vine înapoi, îi anunțăm pe oameni. În momentul când completează cererea asta, lasă și număr de telefon. Ca să noi să știm imediat să-i anunțăm. Și noi vrem să scăpăm de ele. Da, vreau să lămurim aspectul ăsta, că v-am spus o mulți persoane care s-au mai plâns. Să spun. Și trebuie să stabilim. Și după legii deocamdată de domiciliu stabilindu-se prin acte de identitate și nu prin alte acte, el este, într-un fel, trebuie să fie primită și cererea lor și ei trebuie să primească ajutoare. Dar ei trebuie să se intereseze. Am trimis o persoană, chiar la Brătești, am trimis poartă în poartă și o mers. Doamna Cristina, care e de la DSP, Direcția Sănătate Publică, o mers din poartă în poartă și o anunțat. Și eu am mai anunțat și eu prin așa, fiind și pe acolo, domnule, veniți, chiar și cu ajutorul social. Eu n-am de unde să știu acasă, domnule, veniți la primărie, dacă se încadrează la ajutor social, îi trimitem la forțele de muncă, dar și de acolo le dă adeverență și pe urmă vine la noi la primărie, acum, mai nou. Da, corect. Deci eu asta vreau să stabilim. Dacă are rol, dacă nu are rol, sunt niște probleme acolo. Cu... Da, am înțeles. Deci, în condițiile în care vin, o să informez să vină să se adreseze. Iar în lege spune clar, cei de la Protecție Socială a Comunii, nu face verificări, numai dacă există suspiciune. El are baza legală după care își face aprecierea. Nu putem să spunem noi dacă are sau nu are suspiciune. El va face aprecierea în funcție de ce spune legea. Și în momentul când îi vine de la cercul financiar, e semnat, e tot, că acea persoană are dreptul de... Mai vreau să aminti doamna Poenaru legat de eliberarea adeverinței, așa cum aș vrea să o discutăm și cu asta. Nu e pe ordinea de zi. Nu contează. Așa. Tot așa, unele persoane au mai spus că nu li se dă adeverințe sau diferite acte administrative, că dacă nu plătesc impozitul, cum spunea Poenar mai devreme. Anii anterior. De asta tot așa vreau să spun. Noi avem legea executărilor silite, compartimentul de specialitate trebuie să umbli strict numai după criteriile legale, iar actele care le solicită cetățenii trebuie să eliberate. Nu, indiferent de situație. Nu s-a pus problema. Sunt, deci în anii precedenți, unele persoane s-au, tot așa, s-au plâns că nu li s-au dat pentru că nu și-au plătit impozitele sau li s-a tras bani din altceva. Noi avem... Deci v-am spus, avem legea executărilor silite, aia este legea prin care ne ducem la om și luăm... Îi obligăm să plătească datoriile către stat. În rest, nu putem să stăm să nu eliberăm un act administrativ. Înțelegeți? Deci sunt persoane, că a adus vorba doamna Poenaru, cum mă repet, deci sunt persoane care s-au plâns în anii precedenți de chestia asta. Și nu este legal. Și de asta zic, ca să se cunoască și la nivel de administrație locală, ca să nu... se mai întâmple asemenea. Verificăm un pic, să vedem și poate asta ce este. Sunt mulți care au teren și nu, de la primărie nu se dă documente ca să poată să încaseze banii, pentru că îl muncești pe acel teren. Acum să vedem despre ce este vorba, ce bani va spune acum. Anul trecut o mers cu titlul rutat, acum nu mai mers. Nu, și dacă nu are om cu ce să dezbată, ce să vrei să facă? Rămâne terenul cu luagă, nu-l muncești? Eu luag mai puțin, de contract de aia ceva. De titlul rutat, da. Păi dacă tata ai mort? Păi nu mi-a dat nici. Acum am primit anul ăsta și de schimbare, anul ăsta deja nu l-am mai putut folosi titlul rutat. Da, dacă ai să două hectare, nu se vede de la loc. Anul ăsta n-am mai putut folosi titlul taicului că nu-i dezvăltă moștenirea. Din cauza asta. Deci, acum am și până acum am mers. O schimbă regulile. Da. Apropo de aceste ajutoare, trebuie să vedem dacă nu cumva și măicuțele la Mănăstirea Caraclău și personalul de acolo. Am anunțat să vină aici. Am anunțat pe maica. Mai sunt discuții pe punctul 1? I-am trimis și... Punem la vot punctul 1 din timp. Cine este de acord? Dăm cuvântul domnului primar pentru punctul 2. Proiectul hotărâri pentru demisie. Reprezentantul 2. Cu proiectul hotărâri pentru desemnarea reprezentantului votat cu Sărbării de Zubacă. Expune normativele. Cu sprijinul proiectului de hotărâre pentru desemnare reprezentantul Partidului Bărsănești de Subacou, adunarea generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău ADIS.
Doamnelor și domnilor consilieri, motivat de faptul că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizare, reglementare, finanțare, exploatare, monitorizare și gestionarea în comun a serviciului de salubritate pentru unitățile administrative teritoriale, membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate a înființării, modernizării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de unități publice aferente serviciului pe bază a strategiei de dezvoltare a acestuia. Comuna Bârsănești face parte din localitățile care s-au constituit ca membre fondatoare ale ATIS Bacău conform prevederilor hotărârii Consiliului Local al Comunei Bârsănești numărul 20/30/04/2009 privind aprobarea modificării componenței privind aprobarea participării Comunei Bârsănești de sub Bacău în calitate de membru fondator în ființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ATIS, precum și ale statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare ATIS Bacău. Propune inițierea și aprobarea proiectului de hotărâre prin care să se desemneze primarul Comunei Bârsănești, Botezatul Gelu, în calitate de reprezentant adunare generală a asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritare ADIS Bacău și desemnarea lui domnul Gavriliu, viceprimarul Comunei Bârsănești, în situație în care primarul este în imposibilitate de a reprezenta comuna în acest for de conducere. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții. Da. Dacă nu sunt discuții, propunem pentru... Cine este de acord? Dă cuvântul domnului Dumnezeu, proiectul numărul 3. Vă întâlnesc pentru aprobarea proiectului de hotărâre. În al compartimentului specialitate financiar contabil în sprijinul proiectului de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pe anul 2016. Subsemnatul Gabriel Ion, inspectorul superior în gradul compartimentului financiar contabil al aparatului de specialitate a primarului, va aduce la cunoștință următoare. Având în vedere dispozițiile hotărârii Guvernului numărul 468 din 2016 privind alocarea unor sume din fondul de intervenție aflat în dispoziția Guvernului prevăzute din bugetul de stat pe anul 2016 pentru unele din unități administrative teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații activ normativ publicat în monitorul oficial numărul 517 din 08/07/2016, prin care ni s-a aprobat alocarea sumei de 225.000 de lei pentru a refacerea infrastructurii locale distruse de inundații, propun rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016, după cum urmează. Se suplimentează cu suma de 225.000 lei la parte de venituri capitolul 42.8, subvenții primite de la fondul de intervenție al Guvernului și la parte de cheltuieli la capitolul 4403.01, drumuri și poduri, titlul 2, bunuri și servicii, articolul 20.02, reparații curente. De asemenea, analizând execuția bugetului de venituri și cheltuieri la data de 30.06.2016, am constatat următoarele. La parte de venituri s-au constatat depășiri pe total an la următoarele capitoluri. Capitolul 07.02.01.02, impozit pe clădiri, persoane juridice, am avut prevăzută suma de 18.000 de lei și am realizat suma de 20.000 de lei. Venituri realizate în plus 2.000 de lei. Capitolul 07.02.02.01, impozit pe venituri la persoanele fizice, am avut prevăzută suma de 59.000 de lei și am realizat suma de 77.000 lei, venituri realizate în plus 18.000 lei. Capitolul 16.02.02.01, impozitul pe mijloace de transport deținute de persoanele fizice, am avut prevăzută suma de 40.000 lei și am realizat suma de 60.000 lei venituri realizate în plus 20.000 lei. Capitolul 16.02.02, impozit pe mijloace de transport deținute de persoanele juridice, am avut prevăzută suma de 19.000 lei și am realizat suma de 27.000 lei venituri realizate în plus 8.000 lei. Capitolul 36.02.06, taxe speciale, am prevăzut suma de 6.000 lei și am realizat suma de 49.000 lei. Deci,
s-a realizat o depășire de 43.000 lei, reprezentând taxa pentru colectarea gunoiului menajer. Sumele încasate din depășiri la venituri în valoare de 55.000 lei vor fi repartizate următoarele capitole pe cheltuieli. Capitolul 51.01.03, administrație publică locală, la titlul 1, cheltuieri de personal, la următoarele aliniate. Aliniatul 10.03.04, contribuții pentru asigurări sociale la șomaj, suma de 500 lei. Titlul 2, bunuri și servicii, aliniatul 20.01.03, iluminat, încălzit și forță motrică, suma de 2.000 lei. Aliniatul 20.01.30, alte bunuri și servicii pentru întreținere funcționare, suma de 6.000 lei. Capitolul 76.06, iluminat public, titlul 2, bunuri și servicii, aliniatul 20.30.30, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, suma de 25.000 lei. Capitolul 84.02, drumuri și poduri, titlul 1, cheltuieli de personal la următoare aliniate. Aliniatul 10.03.03, contribuții pentru asigurările sociale de sănătate, suma de 1.200 lei. Aliniatul 10.03.04, contribuții pentru asigurări de șomaj, suma de 200 lei. Aliniatul 10.03.06, contribuții pentru concedii de odihnă, indemnizații, suma de 100 lei. Titlul 2, bunuri și servicii, aliniatul 20.01.5, carburant și lubrifiant, suma de 20.000 lei. Suma de 49.000 lei, așa, încasată la capitolul 360206, taxe speciale reprezentând contravaloarea serviciului de colectare a gunoiului menajer de la populație, va fi repartizată la capitolul de cheltuieli 740205-01, cheltuieli pe protecția mediului, titlul 2, bunuri și servicii, aliniatul 20.01.30, bunuri, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, sumă necesară pentru achitarea abonamentului lunar la ADIS Bacău. Aici cu ADIS-ul ăsta? Deci, acum mai nou, dacă ați văzut, să umpli mașina de la Brătești și până în Bârsănești, să umpli cu, până la jumatea Bârsăneștiului, până la SECI Agricultorul, s-a umplut mașina cu noi. Mai trebuie să mai vină încă o dată, fiindcă lumea acum a început să pună și iarbă, și rumeguș, și... Apoi, domnul primar, să ne fie cu iertare. Dacă e gunoi, gunoi, noi ducem gunoaile toate la vreo, începem iar, da. Punem la gunoi tot. Noi avem acolo un metru, da? Cub sau 2 metri cub. Da. Da. Ei stabilit pe cap de locuitor, da, ca metri cub, nu? Da. Păi mașina lui câți metri cub poate să avem? Păi nu știu cât are. Păi verificăm, cu doar are cartea tehnică. Am văzut și miercuri acum, ieri, s-au umplut până acolo, au venit pe urmă și mai pe seară s-au dus-o descarcat-o și au venit iar înapoi. Da, a doua oară a venit la privat. Nu, știu o problemă. Vă rog frumos să vorbiți pe rând. Miercurea care vine o să pun un desemnesc pe o persoană, mai sunt probleme chiar la Nicuchioară acolo sus, pe ulița aia nu s-au dus. Trebuie să iau problema și să... Domnul primar, dumneavoastră, în primul rând, desemnați un om de la primărie care să verifice ce capacitate are mașina. După ce verifică ce capacitate are mașina, ca metri cub, da, pe urmă vedem în localitatea Vârsănești câți locuitori sunt și câți metri cubi are fiecare. Da. Unul are un metru, un metru, un metru și verificăm. Și atunci noi cerem. Păi dacă noi ne-au cerut să-l dăm un metru cub să punem și el trimite o singură mașină, păi ești șmecher, e un lucru... Să nu consumi benzină, să nu consumi șoferi, ca pe noi nu ne interesează. Exact, vine așa, de se prezinte, da? Merge deasupra ca să ne consumi motorina. Păi... Trebuie să vedem care e situația. Sau nu dă sare și dă numai ce se întâmplă? Poți să pun persoane pe fiecare mașină de la primărie? Că, ce se întâmplă? Că nu au început atunci cu containerele, sau distribuția cubelelor astea. S-au făcut numai procesul verbal, dar nu s-au pus și declarația de impunere. Și sunt persoane, la timpul ăsta, încă nu au venit să declare care cubelă și ca să-l putem încasa. Dacă atunci făceam amândouă treburi odată, era mult mai bine. În momentul când i s-a dat pubela, făcea procesul verbal, i s-a dat pubela și declarația. Da, mai câte sunt persoane sunt, știți? După aia mai sunt persoane care au plătit gunoiul și nu au pubela, da, da. Și nu are pubela. Da, dar am vorbit cu omul să iese în sac până să reglementează. Sunt două, da, trei, da, cazuri dintre astea, așa. Mai sunt, mai. De exemplu, nu se înțelege cu taicuși.
Și am spus, bă, te duci, declari, nu te înțelegi cu el și faci o cere sau... Mai este o problemă așa cu gunoaile, trebuie făcut o adresă către ei, uite, de exemplu, în poartă la Țânciu, o luau tomberonul ăla, l-au răsturnat, o rămas gunoaile jos, acolo a rămas, în mijlocul cu drumul. Acum? Acum. Trebuie făcut o adresă, unei văzut la Onești că vine mașina cu gunoi și lasă gunoaie mărul. Vine mărul, mătul, nu, ei răstoarnă. Și mie mi-a rămas odată în tomberonul ăla, mi-a rămas gunoaie. Atunci, da, ei, ei spune că are o macară pe care le-a și... Doamna Poineanu, da, aici în tomberon e problema că dacă bunul a rămas, nu o băgat în seamă. Dacă nu-l lasă pe jos... Trebuie verificat. Da, trebuie verificat, o să spunem. Trebuie atenționat. Da. Da. Îndă cu el a jos, cum toate mai... Spuneați ceva de... Aici cu, aici cu, cu capitolul ăsta, rectificare. Rectificarea buge, dacă vreau, domnul primar. Da. După cum știm că satul Bănești face parte și Glodosul. Da, acela sat. Aș vrea, la, de la rectificarea de buget, să continui cu lămpile care s-au făcut. La mână. Doi la mână. Podul care face legătura în Jaraveț. Da. Să-l facem. Da. Că, deci oamenii nu se duc. E, prima, e singurul drum. Eu am vrut să pun tubul. Da. Și o singurul drum de legătură care îl are Bobei. E acolo. E prea mic. Nu, e bun. Deci deocamdată îl punem pe ăsta mic până facem rostul de cel mare. Ca oamenii să scoată reportul. Eu dacă aș închide drumul la Perenoia, că a lăsat drum pe terenul meu cu este drum, oamenii n-ar avea pe unde să ducă. Eu am vrut. Am luat acolo. Trei. Cu parcurile care s-a făcut. Da. Aș vrea ca următorul parc să fie ordinea la Glodosul. Da, dar și o parte din oamenii din Glodosul zice că nu vrea parc, n-are doamne, vreo... deocamdată eu reprezint, eu sunt consilier, nu un cetățean, deci eu reprezint pe toți. Deci să facem gardul și parcul următorul. Deci cred că domnul consilier, mai ales cei care sunt mai de mult aici, cred că sunt de acord cu treaba asta. Deci asta. Deci n-am cerut mult. Eu cred că și Glodosul, deci să fie și ei mulțumiți. Da. Pentru că a fost cam neglijați. Și vă explicai treaba. Încă nici n-am plătit factura de 290.000 de lei. Așa, 29.000 de lei în bani noi. Da, v-am înțeles că am discutat asta cu Florentin și am înțeles că fiind vecile de la Caraclou, fiind consilieri mai vechi de la Caraclou, să facă tot Caraclou. Păi, am fost de acord, s-a făcut tot Caraclou. Deci, dar nu s-a făcut tot. Dar ce i-am spus? Da, nu, nu. Mă refer de drumul principal. Deci a fost vorba de drumul principal, nu secundar. Păi nu aici, drumul deci, principal nu-i făcut tot. Ok? Nu-i făcut, da, e făcut până în capăt la deal. S-a făcut în capăt. Unde? Deci până în capăt a fost acea fel. Deci când vii la Vârstănești, e făcut? Păi nu, deci drumul principal. Deci da, așa a fost vorba. Deci, principalul nu era, s-a făcut aiurea acolo, deci principalul nu era de la Nelu Cristian în partea aia altă. Deci principalul e drumul spre comună. Pe drumul spre comună, pe întocmai, că în loc să pună lămpile la Glodosul, s-a cam pus acolo. Pe deci, nu s-a pus hai, să... la Glodosul unde trebuia să pună. Da, că acolo mai trebuia vreo 5-6 lămpi și se termina da, așa. Domnul Florentin mai aștepta un pic și facea un proiect, iluminam tot satul, toată comuna Vârstănești. V-am înțeles, dar acum să facem... 3 miliarde din fondul de excedent. Da. Și făceam un proiect pentru toată comuna Vârstănești. Era cel mai bine, nu era niciun scandal. Dacă s-a început așa, păi asta nu e un scandal. Dacă s-a început așa, să spun că oamenii vorbesc, oamenii discut. Uite, aici lăm de stâlp în stâlp și la voi nu pune nimic. Adică să facem un efort să mă spune și restul de oameni de acolo ca să fie pace și lumea. Dacă spuneți dumneavoastră de unde să luăm banii, eu... Păi de la rectificare de buget, tot acum o aprobăm, nu? Păi, dar nu vă spune domnul Vărbat. Se face pentru sumele astea venite la guvern. Uitați aici, suma asta de la guvern. Uitați da. Să repartizați, trebuie să restrecți. Așa, atenție și numele prezidenta guvernului. Nu avem voie să ne abatem de la cine au aprobat ei. Nu facem ce vrem noi de capul nostru. Nu pot să mă abat ce este aici. Eu asta vreau să cer vizavei. De turnare de ar trebui un pic să ne explicați, domnul Gabriel, cu bugetul. Că eu cel puțin așa l-am înțeles. La, avem o dată o suplimentare de fonduri de la guvern de 225.000 de lei, care să, mă rog, să va redistribui pe niște capitole, subvenții, așa, pe, pe drumuri și poduri. Stați că ați scris capitolul 8403.01. Așa, deci drumuri și poduri, bunuri și servicii ar văd aici și reparații curente.
Mai jos, văd că din execuția bugetului de venituri până la 30.06.2016, avem niște creșteri. Le văd aici. Așa, din totodată găsesc aceleași, pentru aceleași categorii de cheltuieli, le găsesc și din suma asta care avem 55.000 de lei plus sau excedent, cum credeți dumneavoastră? Din depășiri. Văd o parte din aceste capitole, din suma asta de 225.000, le văd odată repartizate acolo, dar tot aceleași capitole le regăsesc și din cu acela suma de 55.000 de lei. Care este? Explicați-mi, vă rog. Așa. Așa. Am înțeles. Asta am înțeles. O văd aici. Reparații curente, bunuri, servicii, drumuri și poduri. Dar tot pentru aceleași lucruri găsesc și din suma suplimentată cu 55, adică din excedentul ăsta. Da, din excedent. Mai găsesc, sunt, dar nu. Iarăși găsesc aceleași capitole. Păi da. Păi capitole informat. Mai multe părți. Termenul cheltuielile de personal, care nu ne-au ajuns până la sfârșitul trimestrului, și dacă citiți acolo, se vede cum spun. Mai sunt și pentru alte cheltuieli. Eu am văzut așa, din sumele astea de 55.000 de lei reprezentând 50 de grame vechi, avem așa, contribuția asigurări de șomaș 500 de lei, unul servicii încălzit în forță motrică 2.000 de lei. Da. Care nu se găsesc în... Nu se regăsesc, dar poate se regăsesc și în sumele astea care sunt la buget, în capitole. Adică se lucrează într-un joc. Sunt și la iluminat. La iluminat, mai trebuie la energia asta electrică. 25.103. Da. Iată să mă citești. Da, așa le văd. 25 din acestea, din suma asta de excedent de 55.000 de lei. Așa, da. V-am enumerat. Așa. Contribuții la șomaj. După aia mea la contribuții de șomaj. Bunul și serviciile iluminat, încălzit, poză motrică. Păi da, exact. Drumuri și poduri, iar o găsesc aici. E același capitol care îl găsesc și la sumele azlaute de aici, de la, pentru suma care e suplimentată de la... Păi da, da, acolo mai găsiți odată la cheltuieli de personal, din sumele aceea. Mai găsiți la 10.03. Contribuiți pentru asigurarea socială de sănătate. Deci, practic, aceste sume merg cumulat pentru ceea ce ne-a stăcut. Da, asta este 25 plus 55, da? Da, da. 225 separat plus 55. Dar, practic, observ că o mare parte, mai, adică se mai regăsesc și în astea care... Păi nu se regăsesc în la reparație drumuri și poduri. Se regăsesc la contribuții pentru asigurarea de sănătate. Bun. Se regăsesc pentru șomaj. Dar are da. Cheltuieli de salarii. Știu, are și sub capitol. Da, da, adică mai sigur. Deci salarii sale, nici cea de aici, strict, mai sunt este strict să lucrăm. Dar acum mai trebuie. Asigurat că lucrurile de pe urmă. Doamna secretară, lăsați să vorbim. Păi nu, i-am explicat lui domnul. Da, mi-a explicat. Dar o altă nedumerire mai aveam aici cu cifrele. Cu cifrele, domnul Gabriel. Deci, dacă aveți în față bugetul, ne uităm la total venituri. Da. Văd o sumă, 8.030,50 bani și iar cifre în literele mii lei. Explicați-mi, vă rog, că nu înțeleg. Așa se face. Da. Care ar fi suma? Că eu o citesc, 8.030 de lei. Bugetul inițial, înainte de a rectifica acum, a fost 7.701. Eu mă referam la cifre, că nu, cum o citesc? 7.701. Cum o citesc? 1.050.000 lei. Am venit 8.000 de lei. Este mii lei. Uitați aici, dacă... Păi 8.000 de mii înseamnă 8 milioane. Păi, asta înseamnă 20 de miliarde de lei. Și asta nu-i mai bine să scrim în cifre? Păi nu, așa să scrie. Dar e eu ce să-i fac? Eu așa o altă, o altă observație care... Am prea spațar. O altă observație care vreau să mai fac. Văd aici, total venituri avem să-i spunem. Acele 8 milioane lei noi. 8 milioane lei noi. Da. Dar la cheltuiel găsesc 9 milioane. Cum Dumnezeu de-am excedent? Unde? La cheltuieli? La total cheltuieli buget. Păi da, știi că... Am 9 milioane, nu știu cum. De-am excedent. Aia de la fondul de excedent. Ăla se trece excedent, care e 1.000. Da, dar nu l-am trecut aici, domnul. Ăla mai jos. La cheltuieli. Dacă... Ăla la bugetul de cheltuieli, dacă vine excedent. Nu, ăla la bugetul de dezvoltare, eu văd. Ăla la investițiile alea, la Brătești, ca la Rusănești, nu știu mai ce-o văd. Da, eu din punctul meu de vedere zic că a trebuit un pic mai explicit întocmit. Noi ce de întocmit? Am uitat puțin și în legea. Nu mai greșit, e
explicit. Mai explicit, am spus, da, mai explicit să-l înțelegem. Mai explicit. Da. M-am uitat și legea de buget. Să spun că am de fiecare aliniat. Eu îl citesc o săptămână, dacă vrei. Știu, eu am înțeles. Eu n-am studii de specialitate, dar m-am uitat puțin și pe lege care aprobă forma de hotărâri de buget. Am văzut legea cum este, dar cum ați făcut dumneavoastră, ar fi pentru un buget de Consiliul Județean. Păi cum ați expus dumneavoastră. Așa e formatul, dar eu ce să fac? Da. Eu așa îl trag. E mai greu de înțeles, de asta am spus. E mai greu de... Dacă v-am zis, sunt câteva cifre care nu prea le-am înțeles, de asta vă spun. Păi acolo diferența între venituri și cheltuieli, când îl dai acolo, e suma aia luată din excedent. 1.390. Am văzut că avem o sumă de excedent, nu știu care o aveți dumneavoastră. 1.390. Da, uitați, suma din excedent aveam 1.390, o văd la bugetul de dezvoltare, păi ca venituri. Bugetul de dezvoltare înseamnă bugetul de investiții. Investiții. Da. Nu știu, am excedent de la alea. Păi nu, așa e. Așa e formatul, eu n-am zis clasificate. Eu pot da, să... în fine, atât am avut din... Apropo de această rectificare, zilele trecute a fost înființat clubul sportiv. Cred că majoritatea știți. Nu știu, pot să spun. Dacă nu știți, vă spun acum. Cu data de 8, a luat ființa Asociația Sportivă Băsănești. Și băieții ăștia au nevoie de un ajutor. Din partea oricui. Și cred că ar fi bine dacă și noi i-am putea ajuta cu ceva. Au cheltuieli cu legitimări, cu taxe de participare în Liga 5-a, taxe de afiliere, de omologare teren sport, care e proprietatea primăriei și cred că nu trebuie mai multă documentație de atât. Deci eu zic că o sumă de 2000 de lei nu ar fi mult și și-ar acoperi toate aceste cheltuieli de înființare. Și dacă vor obține sponsor și după aia se descurcă mai bine, nu e nicio problemă. Fotbalul Caracalului și Florin știe că el cu și el jucător la Brătești. Nu știu cum se va duce până la bun sfârșit, să dea Dumnezeu, da, pentru că sunt cheltuieli enorme. De-aia și ne-am retras și noi cu Caracalul, pentru că nu mai puteam supraviețui. Pentru că acolo la început se plătește taxele de înscriere, taxa de vizare a legitimaților. Prima legere. Da, 20 bucăți la 55 de bucăți. Așa. Apoi, după cât am înțeles, vizita medicală, vizita medicală a fiecărui jucător. Așa. Iar după aia trebuie să iei în calcul arbitrajele, observatorul, care trebuie să plătite. Să plătește arbitrajul plus deplasarea lui. Și să practică o metodă care a dus la ruinarea fotbalului pe Valea Trotușului. Și foarte bine să audă, dacă s-ar auzi până la Bacău, ei la Bacău pun arbitre de Bacău. Nu le mai încasează transportul. Deci putem să fie efectiv arbitrajul. Pe când la noi ne trimiteau tot arbitre de Bacău, noi, echipe mai sărace, trebuia să plătim și arbitrajul și transportul lor. Și observatorului și asta. În situația în care aveam arbitre din zona de Isa, chiar la Moinești. Și, nu știu, o să fie foarte greu. Să dea Dumnezeu să... Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nici nu puteam să ne punem să vedem, să găsim o formă... Dacă au pornit la drum, da, să facă ceva. Haideți să-i încurajăm. Păi chiar nu, doamne ferește, să nu se înțeleagă greșit că nu vreau să pornească la drum. Vreau să pornim la drum. Să-i ajutăm și să vedem o formă legală. E bine să avem o echipă să reprezinte Comuna Bârsănești. Cum eram, atunci eram două echipe din Bârsănești care jucam în divizia de ei. E bine. Acum și poate să mai găsim. Noi atunci am... Noi atunci supraviețuiam din... Teren de fotbal avem? Da. Din ce ne descurcam noi. Adică din ce încasam, spun eu la mine, ce încasam în autobuz când mergeam la deplasare de la cei care vreau să meargă în afară jucătorilor, când am luat niciodată la jucători, plus ce încasam la spectatori. Mă rugam să nu ploaie duminică la meci, ca să poată să vină mai mult, să am de unde să strâng bani. La noi când se strângea banii, fugeam în două școli. Eu vin cu următoarea propunere, nu? Avem compartimentul sau comisia de specialitate. Trebuie să găsim să sensibilizați, că lângă domnul primar poate ne dă ceva fonduri. Să mai poate face, să mai pot colecta bani și din sponsorizări, domnul Felix. Deci, acum haideți comisia de specialitate să sensibilizeze. Da. Eu am spus ce trebuie să se ca să să aducă sponsori. Să aduc.
Spune. Așa, să aducă sponsori, poate ne mai acordă primăria ceva fonduri. Și în condițiile astea o să reușim. Noi propunem, domn primar, noi propunem. Da. Dumneavoastră știți care e bugetul, noi nu putem să știm, noi propunem. Da. Dar să găsesc soluții, mă gând, aici. Chiar și dumneavoastră ați putea sensibiliza agenții economici din comuna noastră. Să ne aducă și eu de la mine chiar am dat, nu e problemă. Să mai depună și ei niște bani așa pentru sponsorizări, pentru echipa de fotbal care era în discuție. Eu n-am mai comentat. Și cred că s-ar găsi soluții dacă ar fi voință. Noi discutăm aici, dar urmează dacă se pot realiza, efectiv, dacă se iese concret pe teren și se duce să facă ceva, așa, la nivel de discuție nu reușim. Deci eu am spus care sunt eu de și am omis să spun că mai trebuie plătite și cartonașe, că după ce încep jocurile, se adună pedepsele. Deci la orice cartonașia se plătește. Deci trebuie bani. Una din rezolvări, dacă putem și este legal, să asigurăm transportul cu microbuzul de aici. Macar de plasare. Dacă este legal, deci... Terenul omologat, au preșadul omologat. Dar care e terenul? Dar care e terenul? Dar dacă n-ar primi și olii, a fost problemă. Costic, a lucrat în divizia de aici și omologa cu terenul mă la Brătești. La ora actuală, singurul teren omologat poate fi la Brătești, care acolo nu corespunde, nu are lățime. O să-l facem pe ăsta de la Brăsănești. Și ăla de la Brătești. Da. Deocamdată, haideți să-i ajutăm să-l omologheze pe ăla, să pornească la drum și pe parcurs, să putem să-i ajutăm cu ce se poate. Dar eu când am promovat pentru trezorerie. Concret, domnul Feris, cum să-i ajutăm? Concret. Pe cum? Suntem la refacerea bugetului, nu? Nu vedeți că ce se rectifică bugetul. Bugetul se rectifică pentru altceva, nu pentru asta. Și nu putem din aia 55.000 de lei să scoatem 2.000 de lei să-i ducem pentru ei? Dar spune clar. Este ca aia din 55.000 de lei, aia 29 de factura, din 300 de milioane, așa, bani vechi, cum s-ar spune, plătim factura. Nu, am înțeles. Și din rest, chiar nu putem? Domnul Oferi, o terenție nu e clar. Noi nu putem muta banii noi ca... Am înțeles, nu putem să-i mutăm pe ăștia, 225 care i-am primit pentru investiții. Care avem lista în față, pentru ce sunt plătiți. Și chiar vă rog, când aceste lucrări se pornească cât mai repede, dacă s-au alocat banii. Este vreo comisie de recepție a lucrărilor? Este vreo persoană desemnată din partea primăriei să verifice dacă aceste lucrări sunt făcute? Eu aș propune din consilier să formeze o comisie ca să verificăm tot ce se face, ca să nu fie... Deci la recepția lucrărilor, eu zic că cel mai bine ar fi... De pe fiecare zonă, vedem aici, Bârsănești, Caracleu, Albeni, fiecare consilier din partea lui, cu încă 2-3 reprezentanți locali de acolo, văd aici Neas Stanciu sau ce mai văd pe aici, care sunt locuitori din zona respectivă. Băi, pui și pe ei să semneze, că nu-i doare mâinile, că s-au făcut lucrare în partea lor. Și eu nu cred că sunt împotrivă. Deci consilierul local din zona respectivă, cu încă 2-3 oameni... Trebuie să începem lucrările, trebuie să căutăm firma cu care să ne facă treaba asta, ce este aici. Ei trebuie să facem un caiet de sarcini. Cât ar costa acolo, cât ar costa acolo, ca să ne încadrăm în 2. Da, dar să avem un și asta în caietul de sarcini. Că vedeți că dacă banii ăștia se duc aiurea, îi dăm pe toți înapoi. Dar nu până la ultimul leu. Eu vă spun, deci la noi, permiteți ca să intervină. Deci la nivel de comun, la nivel de consiliu local, s-au stabilit comisii de specialitate, nu? Da. Fiecare comisie să răspundă pe ce a fost desemnată, nu? Comisia de recepție a lucrărilor trebuie să respecte un standard din lege, nu? Da, domnule, dar dacă s-a propus să vină cineva din consilier, s-a propus, am înțeles, da? Da. Avem comisii care răspund pentru chestia asta. Bun, și dacă participă și un consilier, ceva greșit? Nu, dar tocmai, avem comisii să meargă la comisia respectivă. Și asta e corect. Din comisia respectivă. Nu trebuie să recepționăm. Și la Brătești, și la Bârsănești, poate să vină aceeași comisii. Că avem comisii, care noi ne-am ales aici. Deci, comisia de recepție face parte, în primul rând, aveți lista specialiștii din domeniul respectiv. E comisia. Da. Și după aia vine viceprimarul și consilierul. Trebuie să pui persoane fizice. Da, pentru că cei fizici sunt reprezentați de către Consiliu. Păi, de-aia, de-aia trebuie aici ca să-i reprezint. Da. Punem din Consiliu, că așa e normal, ca să
Adică să ne merităm banii care îi luăm. Nu. Știți care comisie este? Este Comisia Buget Finanțe, ca să nu... Nu știu, sper să nu ne atrag acum. Dar ea este comisia care Deci are toate materialele, mai trebuie o leacă din mână de lucru. Da. Și cred că asta se mai poate face și cu cei de la ajutor social. Da, eu cred că se poate face. Dar nu ați spune. Dar apropo, vicele primarul nu este la ședință? Mereu mă împărăt. Pe teren? Da. Vicele trebuie să umbli mai mult pe teren. Asta e vicele. Și o leacă de colaborare între vici și consilier. N-am nimica. Dar dacă eu zic să aduc o mașină din Palatul, nu o pun eu tot unii bun loc. Bă, vă sun din patru consilieri cum suntem la Brătești, bă, din patru găsești unul. Dar unii vă începem că mai trebuie ca să... Îi trebuie, bine. Olbea nu mai trebuie, Cristina pe acolo... Nu, eu am vorbit cu domnul primar. Știi care e treaba acolo la noi? Trebuie să vină ori în dreaptă drum, ori trebuie să pus tubul de acolo. Acolo e dezastru. Că deja la Angeleanu, deocamdată, că se lucrează, o să se lucreze acolo. Acolo unde? La Vierniță, chiar acolo la Neapă. La Vierniță, știu de ea. O să pun simit bundă cu cupa, pun niște balastru acolo. Privare celălalt. Și în momentul că acolo se face drum. S-a asfaltat. Dacă nu s-a asfaltat, nu mai putem trece. Eu vin roată. De asta eu am stat un pic cu legătură cu zona la Jaravuț acolo. Vreau să iau un drum care e la primar mai mare. Îl duc acolo la Jaravuț, că e mai înalt, are debitul mai mare de ani. Chiar trebuie dus că nu mai puteți. Dar nu poți să lege acolo. Când ies să-ți sare toți, băi, dar ce faci, mă, acum te-am pus consider, ce faci tu acolo? Nu poți să lege, dar nu poți să lege, că nu s-o luat de acolo din... Am înțeles, deci nu s-au ajuns la lucrarea respectivă să puteți scoate tubul, deci... Eu am propus să luăm podul ăla de la Rețubenca. Da. Sau ducem acolo. Domnule, acolo trebuie făcut pod, să trecem cu mașini de tonaj. Dar nu facem să trecem cu bicicletă. Deci când facem o lucrare, trebuie să facem... Sau nu, nu trecem cu bicicletă, să trecem cu bicicletă. De podul de la Brodos. La Jaravuț. La Jaravuț. Podul Jaravuț. Deci nu trebuie să... Facem de acum cu grinzi, cum s-o propus de acestația. Eu am fost 10 oameni, le-am ascultat părerile, au zis că nu-i bun. Deci 100 de oameni are mai mult decât unul care o s-o zis cu grinzi, dar ne întoarcem înapoi la... Facem potul ca pentru totdeauna. Eu am spus, dacă în momentul când se scoate la domnul care a fost primar, domnul Poman, este un tub acolo mai mare. Ăla e de 2000, am înțeles. Da, de 2 metri. Așa că 2000 e cel mai mare. Nu, este 2000, da. O să o luăm pe ăla de acolo, domnul consilier, luăm pe ăla de acolo, îl punem acolo. Că acolo este debitul mare de apă. Este apa care vine de pe părâul ăla de ale, este apa care vine de pe... din crapuri la deapă. Da, e bine două... că când faci ceva să nu mai strângi încă o dată. În momentul când eu pun tubul ăla, are debitul mic, da. În momentul când trece apă pe deasupra, mi l-a dus în drum și mi-a blocat în râul Alantul, mi-a blocat toată cursul de apă și n-am făcut nimic. Da, înțeles. Deci a treaba să se rezolvă după cătările noastre. Dacă mai sunt discuții, și ar problema cu oamenii de la ajutor social. Da. Umblă ca bezbrednici. Cine răspunde? Asta lasă-o de diversia, să terminăm cu... Bă, stai să terminăm. Ok. Tubul la grădiniță de la Brătești fi propus pentru un local numit tubul mare, cu un metru sau cu care. Dar e în curtea grădiniță, pot să grădiniță. Nu, i-am înțeles că e al ăsta, al urmit de aici. Nu. I-a dus de el. Nu? Nu. Dacă nu e al lui, nu, poți să scăldă, nu, poți să scăldă omul, nu. Da. Da, și da, da. Au vorbit mai mulți la care din sat, că ăla ar fi bun acolo, un întoarce pe dealul pus la capăt. Acolo toate mașinile care vin până în așa, nu mai poate nici să se întoarcă de nimic. Acolo, și aia cu gunoi. Când a venit să fie ori... Nu poate să mai întoarcă, nici o mașină nu se poate lua curba. O la găițuie, dacă se face, și la va fi și partea dreaptă. E mare, foarte mare. E foarte mare, are un metru. Da, e cu cata aia. Am văzut că femeia este de acord. În momentul să eu pun un tub acolo, care își face frate sare. A fost femeia, vrea tot, am zis că îi fac șanțul până mai încolo, cu multul, deci... Că și voi spune, dar să nu mai mirea să o lasă din acolo. Ăla se poate duce din
am carabe, am niște barastru, ăsta mai mare, așa, după aia o să fac mai multe. Da, acolo la Brătești a rezolvat problema care îmi se ducea la casa la fata asta de la dispensar. A fundat drumul deocamdată. Acolo trebuie neapărat. Unde? Vine la Rodica. Când vine primăvara, iar vine apele mari și iar o să normal, era bun dacă era prevăzut și podul ăla de la Holper. În, dacă domnul era de nou trecut. Eu am să ce poduri s-au trecut? Da, au trecut două poduri. La gospodării oameni, care... Ferul e fasonat. Deci mai trebuie niște ciment ca să le mai ridicăm jumătate de metru. Aduc balastru, aduc o mașină de balastru. Și poate vorbim cu ăștia, îi plătim de mătorină care e cifra aia, să nu mai... Ăsta, e cofrat, sunt oameni, sunt meseriași, când doar primii oameni. Da, mai trebuie reglos și... Două generatoare, cum mă luat pânătăie. În moment, dacă o să prindem cu toți cu societatea Transcarpat, să facem lucrarea asta, care avem de 225 milioane, 225 lei, să facem cu ei. Da, n-ar fi rău. Lucrarea, ce avem noi în făcut. Poate dacă avem noroc, să mai avem. Dacă ne lipim. Am vorbit un pic cu domnul inginer Zaharia, au zis că s-ar prinde în toată treaba asta. Pe tot. Nu s-a la licitație, s-a 2 miliarde și un fel sau faci cu utilajele? Cu utilajele s-au oprit sau? Nu, ei au, nu. Ei au auto-upgradere. Nu poți să ieși în achiziții direct. Are ei utilaje, domnule. Dar n-ai cum să ieși în achiziții direct. Depășești 50.000 de euro. Da. Nu până la lucrarea asta, până la licitație. Este o problemă și cum se apăsa. Ei vine cu lucrarea cu cea mai ieftină. Lucrarea cea mai ieftină e cea mai proastă calitate. Așa cuvântul. Mă credeți? Da, dar nu suntem obligați ca virus, scuzați-mă, că un tip de specialitate, nu suntem obligați să luăm prețul cel mai mic. Da. Ei vine cu lucrarea... Să facem caiet de sarcini, da. Noi pun niște cerințe acolo, niște punctaje și cu cea mai ieftină, probabil vin cu urmă și cu amendamente. Când vine cu ce mai ieftin, pe urmă, stai că... Păi nu, dar ei vine că să facem așa. Nu s-o știu ce lucru. Așa, de exemplu, luat de 10 la 5, îți spune 7, știi? S-a făcut cu ce mai ieftin, știi? Nu trebuie luată lucrarea cea mai ieftin. Deci, aici e problema. Făcut un caiet de sarcini, cu ceea ce este necesar de făcut și cu ceea ce s-a acordat... Să lucrează cu caietul de sarcini. Și pe baza lor ăla se ia lucrarea, nu pe prețul. Trebuie o firmă serioasă, deci nu firmă de... Degeaba spuneți să aduci pe tonul pe 300, el trebuie să aduci pe 250. Poți să știi tu acum când mi-au adus beton de... B300 sau B400. De asta este dirigentul de șantier. Odată ce este dirigentul de șantier... Gelul, să zic sincer. Noi la Onești am trebuit alea la Bacău. Orice se verifică. Au venit cei de la Bacău. Au luat un sunt de probă și au trimis-o la laborator. Dacă nu corespunde, noi dădeam banii înapoi pe lucrare. Refăceam lucrarea. Pur și lăsă de ei. Deci trimitem, putem trimite probe la laborator. Probe, grosimea, deci nu că nu se face. Păi nu se face că nu vrem, nu vrem să verificăm. Aia e toată treaba. Grosimea poate să-l poarni el, dar nu ți-l pune în realitate. Dacă mai sunt... Nu, îl pune, îl scoatem afară. Deci, nu lăsăm așa. Da, dacă mai sunt discuții. Mânjăște așa, negru peste alb și gata. Domnul președinte. Mă doresc. Da, da, da. Da. Deci se încheie proiectul ăsta cu vot. Sunt mai la diversii, mai ușor. Îl punem la, supunem la vot ultimul proiect, dacă suntem de acord. Acum, în afara proiectului, eu și eu propun ceva. Ca să nu fie discuții cu lăpile de domnul primar și aveți posibilitate și nu este posibilitate un an de zile sau un an și ceva, hai să lăsăm câte o lampă la stâlpii ăștia care s-au pus aici, să luăm câte o lampă, de la, rămâne doi stâlpi cu lampă. Nu e nu pare rău că ești considerat de-a adică timp să vii cu lucrurile de genul ăsta. Adică lucrurile ar fi foarte mică, dacă s-ar lua cum... Dar asta ar însemna plată din nou. Păi da, eu nu sunt față aia, apoi îi plătim. Un pic, domnul contabil mi se va explica ce are treaba. Noi avem un miliard de plătiți. Becurile este. Lămpile este, mai avem un miliard de plătiți. Da, domnul primar, avem un miliard, dar...
Câte economii se face lunar? Nu mai am zis la ce? La consum, la consum. Niciun pic. Du-te și verific. Consum. De la atâta o viață mai mare, dar consum, da? E același consum, dar la consum. Consum un bec de azi, gel, dacă poți. Cât consum un bec de ăsta? Nu știu. 30 de bați, până la 100 de bați. 40. 40, până la 100 nu face economii. Dacă nu știu de el, lasă-ne cu noi, care suntem mai tineri. Atunci să facă economii, dacă e mult din trebuie. Mi-a spus că nu trebuie. Când trebuiau, eu cred că știu mai bine și noi care suntem mai bine, nu numai atașteți. Ideea este împreunător, că acum o să avem bani de plătit până... Dar mai târziu o să rămânem din tuneric. Asta e toată ideea. Asta suntem. Și de asta, domnul Bărlan. Să știți că n-ar fi rău cum propune și domnul, și eu am propus-o, să se mai fracționeze puțin iluminatul ăsta. Dacă nu se poate da jos, bun, corect, că sunt costuri să le, de, să le dai jos sau să le demontezi, măcar să nu fie un temporizator. Nu se poate. Eu am discutat problema cu domnul care avem noi contract de mentenanță cu iluminatul de casa comunei Bârsănești. Să mai tragem încă un cablu. Da, și-o întrerupim unul, da. Corect. De la ora... Corect. Asta e la ora 6 km de cablu. 10 seara, 11, nu? Da. La ora 4 dimineața. Și de la 12 noaptea până la 5. Eu sunt de acord cu aceleși propunători, trebuie fracționat. Că până la urmă tot noi plătim și mai mult decât atât. Așa cum am spus și la ședința trecută. Sunt sate care plătim și noi nu avem lumină. Păi chiar în cazul ăsta... De exemplu, nici nu pot să, nici n-am plătit factura aia, nici nu pot să chem, am niște becuri schimbați și la Glodosul și pe Corul. N-am plătit factura, mi-a zis ăla. Domnul primar, l-am chemat într-o să o veni. Am înțeles că domnul consilier din Păsărea, domnul Georgescu, este mulțumit la el a lumina și las la clar, nu stii nu e moment. Tu dacă nu înțelegi ce am vorbit eu, eu știu că tu ești greu de cap. Eu ce-am vorbit da, azi, să se ia de bărbile din Păsărea, să mut în partea. Eu sunt mai prost să spui în piensa. Eu sunt mai proști și cel care a făcut proiectele de bagați primăria în Valinei. Ce zice regulamentul? Trebuie să discutăm între civilizare. Da, da. Mi-a zis el o dată consilierul de la Brătești afară și o intrat și îi dă el la consilierul. Asta e treaba mea, nu-i treaba. Asta e obrazarea. Puteți să vă cerți. Bun. Domnul Ienache, aveți ceva de spus? Lasă să vorbească și arbitrii. Pentru prima oară în consiliu și rămân marcat așa la ceea ce văd, dar sper să mă obișnuiesc că parcă. Legătură cu iluminatul, mi-a spus noastră, la noi la Albrea ar trebui câteva doar schimbate, un pic întreținută. Da, da. Dar știți problema și care e asta. În septembrie, acum vă promit că mai fac, mai trimit iar o echipă în schimb, că este tot de cum, numai în Albrea. Nu știu, eu vă spun ce-i da, corect. Nu e o problemă. Ne mulțumim cu ce este, dar trebuie un pic. Eu am sensizat treaba, chiar am sensizat și mi-am pus acolo. Da. Nici eu n-am dat. Chiar să o azi bine. Da, ce ceva. Și nu am sensizat, dar știu bune de ce spun. Nici am venit când aveam lumea cu soare. Am luat electricea, nu am mutat peste. Da, dar eu nu pot să pun un electricean la bune, să pun acolo. Nu este autorizat. Dar nu este, nu avem electricean. Nu este. Și cât a costat pe an schimbarea becului? Becul în comun. Nu știu acum, de exemplu... Trebuie să vedem cât costă a schimba becul și cât costă să punem o lampă nouă. O lampă nouă e 8 milioane, duci lampa, să rămâi mai mare. Deci ca să schimbi lampa, de ce ai cum are 2 ani zis în garanție, nu? 15 ani. Eu vreau să iau fiecare an, de la anul, ce e jos cu el, înțelegi? Din bugetul următor. Am spus, dacă se făcea un... Înțelegem treaba. Se făcea un proiect în Grânatul, atunci scoteam bani și de lucrurile. Putem să facem? De acolo. Dar nu putem face alt proiect? Nu poți. Nu ai voie să fracționezi contractul. Deci, tot așa, în momentul când la anul mai luăm concesie... Nu, facem proiect ce a rămas, nu să schimbăm ce am făcut. Deci facem proiect ce a rămas. Nu pot, legea nu dă voie să practice contractele. Să fac acum pentru o sumă, pentru o perioadă, după aia viu și refac contractul, nu. Că la același loc, în același loc. Nu în același loc, domnule. Noi vorbim ce a rămas. Comuna Bârsănești în locul, nu fac un, un proiect cu o societate pe Albele, un proiect cu altă societate pe Brătești. Nu e cum, ești pe capitolul iluminat, pe anul cu tare trebuie să mergi cu o firmă, nu mai poți să începi cu altă firmă sau alt proiect. Deja ai datorii la ăla.
Miliard. La acoperișul la școala la Albeli avem o șansă. Pot continua și eu un pic. Pare că nu se poate să ce până la capăt o idee. Bine, da, așteptăm. Da, da. În legătură cu stația, am mai vorbit cu dumneavoastră. Da. Este o cerere mare de o mutare, o stație pe capătul satului. Știți prea bine, 50% din sat este poziționat acolo. Eu am încercat și am mers, dar cred că este mai altfel când da. Se duce o poziție oficială în partea primăriei către firma respectivă da. Ca să facem o stație pe capătul satului. Să... Cred că ar fi ok. Deci un kilometru și ceva... Trebuie să ne rugăm de fiecare dată de șofer să ne mai ducă când e un bagaj. Cred că e ok. Da. Da, eu știți? Merg la grupul ATIC, la Onești, vorbesc cu reprezentantul. Numai dacă, în cazul în care mai percepe ceva bani la Onești... Legea spune că nu ar trebui să perceapă, e sub 5 km, nu se mai percepe o altă taxă conform legii. Eu merg care vine, merg la grupul ATIC, vorbesc cu domnul director sau cine reprezintă... Da, eu am vorbit, eu am zis că da, dar v-am spus o poziție oficială. De asta am și carat balastru până da, da, la duc și acolo. Și balastru sper să se termine, adică acum am spus, trebuie un strat mai... O să aduce pentru, mai mărunt, o să aduce mai mărunt un pic, da? Mă rog, să vedem de un strat și eu. Nu pot să iau din Tazlău decât dacă am o aprobare de la Apele Române. Am înțeles. Să cer să mă duc la Apele Române, poate obțin o aprobare de acolo, ca să pot să car. Da, cum din banii ăștia care au venit, ci, punem balast sau eu aș fi de acord mai mult cu șanțurile să le betonăm dacă s-ar putea. Ce spune acolo aia face? Că dacă nu avem șanțuri, degeaba punem balast, vine apa la roată. Deci nu, când facem popii și dăm la toată lumea. Da, facem și popii și spune acolo aia face. Dați acolo, strig. Aștia-ți bani de la care să-i justific, trebuie să... Deci, Nu. Nu o citesc acasă. Deci pe mine, ca să mă înțelegeți ce am zis... Poliția pregătită. Deci ca să mă înțelegeți pe mine ce am vrut eu să spun, pentru că știu situația de la Rodosul și este panorama cu oamenii mereu discută. Eu am zis... Dar, nu mă opică în vârlana, că vorbesc eu. Dacă eu așa am propus eu, că nu avem bani la primărie, nici să mai cumpărăm, nu și avem și datorii. O lapă de aici, mutat produsul făcut și terminat fiind. Uite, numărați câți stâlpi sunt în plus care are unul, se poate lua și de mâine. Nu există așa ceva, nu trebuie să permitem așa ceva, că adică iei de la un stâlp, duci la altul. Nu adică există așa ceva. Adică ne-am chinuit să facem ceva. Așa este, așa este, dar acum spuneți dumneavoastră ce răspuns da. Ia vârla la oamenii de la produs. Eu am dat poate să ia din lămpile alea vechi, dar să pun... Dar oamenii nu pus pe semnătere, nu mai dar deci. Ce cumpărăm doar câte noi trei, dar nu este o primă rostie. Nu este o primă rostie. Nu-i mare lucru, nu este bani. Pentru că la ce ar fi? Luăm bani, nu sunt bani, da? Și deci are de plătit lămpile 1 miliard. 1 miliard avem. De acolo de unde se găsește banii? Dar e obligată, că trebuie să primăria. E obligat. Ăla e timp, domnule. Mai obligăm și mai facem un concurs ca să plătim, nu? Deci, nu știu, adică s-a putut face noi am aprobat în Consiliul Local în mandatul trecut, s-a aprobat și bugetul de unde se plătește. E eșalonat acolo. Sigur. Poate plătești la... Deci, ce buget s-a plătit? Dacă s-a aprobat, deci înseamnă că a fost bani. Din bugetul primăriei. Din bugetul primăriei la articolul care... Înseamnă că sunt bani. Păi dar sunt bani pentru a plăti datorii. Dar pe trimestru, doamna consilieră, pe trimestru. Și deci am intrat în trimestru 3. Deci plătim acum, de pe trimestru. Și la anul plătim banii ăia. Nu înțeles că atâta mai sunt 55 milioane. 55 de ce? Atâta mai sunt. Acum. Păi dar care e întrebarea? Că deci suntem în trimestru 3 și mai avem trimestru 4. Deci noi acum trebuie să plătim pe trimestru 3. Păi trecem și la anul. Domnul, deci eu știu ce zic. E degeaba bagă-te apa în chiu. Deci sunt bani pe trimestru 3. Deci, acum suntem în trimestru 3. Da. Și la unde sunt banii eșalonare? Păi domnul contabil, trebuie să-și mai vine, că sunteți în domeniu. Nu-mi puneți mie întrebarea asta. Deci, ăștia 55.000, de câte am înțeles, ăstea sunt impozite, taxe și ce încasează efectiv primăria. Asta trebuie să, deci trebuie să explicați. Restul de bani nu vin din primărie, vin de la Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetului, nu parcă așa am înțeles, vine de la Guvernul României, tot pentru diferite plăți din TVA, care îi revine și comunei Bârsănești o cotă parte, să zicem, că sunt plătitori de TVA și îi revine fiecare comuni, fiecare localitate. Asta văd și eu aici. Deci, practic, suma asta, asta a încasat peste primăria, dar, practic, nu este un excedent.
Practic nu a estimat cum trebuie primăria, că banii nu s-au mulțit nici terenurile, nici casele. Au estimat o sumă mai mică, că suma asta oricum trebuia plătită. Numai că au sensibilizat datornicii, să zicem. Da. Problema e, la urmă, deci, 36-a, s-au reducere la impozit. Și lumea care au avut care au avut, de exemplu, 100 de milioane datorii sau 200 și au plătit tot, au avut o reducere de... Nu, da, stați un pic, domnul primar. Deci, haideți ca să stabilim cu ce. Practic, dumneavoastră s-a stabilit, s-a estimat o sumă. Oamenii au fost conștiincioși, au plătit mai mult. Practic, această sumă nu o să mai regăsim, poate, la anul sau în viitorul trimestru sau semestru sau cum vreți să-l denumim. Nu o mai regăsim. Asta e atât. Banii 2016. Salut! Da. Nu banii de trimestru 3. Da. Deci, practic, acest excedent îl avem pe venit oamenii. Au fost conștiincioși și au plătit. Că alții nu au plătit. Asta e toată ziua. Restul sumei de 225.000 de lei, aia vine de la guvern, vine de la... Mai avem, până la sfârșitul anului, mai avem, mai ales noi, o să avem probleme și acolo din casa, tot cu noi. Sunt persoane care nu o să plătească totul pe casa. Și vrei, nu vrei, adisul ți-a banii din primărie. Asta e problema ta că... Deci asta e problema ta că tu te-ai întins cu plafona și ți-ai rupt-o. Au venit oamenii mai devreme și au plătit tot anul. Eu când nu plătesc trebuie, tot este fac 2 milioane. Și am plătit în februarie. Dar mai sunt persoane care plătesc cu noi până la sfârșitul anului. Și poate nu plătesc acele persoane, tot, deci, taxa din salubritate. Vrei, nu vrei, adisul nu e bani. Totuși a rămas aici, uitați la din taxa asta, a rămas 6.000 de lei. Da. A rămas. Bă, dar și taxii speciale, am prevăzut 6.000 de lei ca venit și s-au realizat 49, o depășire de 43.000 de lei s-a depășit. Da, știi de ce? Pentru că în momentul când s-a propus să aprobat asta, nu era în discuția DIS-ul. Da. Deci aici sunt banii de la gunoi care sunt depus așa. Da, astea sunt sumele care s-au strâns de la oameni care au fost conștiincioși. La anul nu ne mai întâlnim cu asemenea. Păi aici le-am mai întâlnit. Următorul trimestru. Să s-a întâmplat aici. Noi ar fi trebuit să punem la sfârșitul anului atâta venitul la... Estimativ, ca să înțelegeți. Cât și la cheltuieli. Ce am făcut noi? N-am pus la venituri. În schimb, am pus la 60.000, așa, din voi, la cheltuieli. Noi am dat cheltuieli din aia, așa, 100.000. Adică, ca plan, după nu vin bani, îți dăm bani. Trebuie să funcționeze, clar. Da. E, în momentul ăsta, când am încasat, am mărit venitul ce am încasat la bunuri. Deci, am încasat 400.000 și am plătit până la momentul ăsta 517. Ei, așa ceva nu-i permis. Că diferența vine așa la putere. Eu ce input? Nu pot să plătesc eu bugetul local bunuri. Bunuri, corect. Cât încasă, atât plătesc. Da, nu mai încasă, nu mai plătesc. Partea prostă am înțeles că primăria a încheiat acest contract. Da. Care pe spatele ei. Este tot. Eu ceea ce vreau să vă zic, asta ar trebui ca să, la viitorul buget, domnul Gabrieliu. Venituri estimate, venituri realizate, așa ar trebui întocmit. Cheltuieli estimate, cheltuieli efectuate, eu așa aș vedea că ne-am lămurit mai bine. La nivel de buget, dar nu așa ar trebui. Vă rog. Ca să treci la venituri, nu-ți dă voie decât la nivelul încasărilor din anul la anul, nu-ți dă voie decât la nivelul încasărilor. Nu m-am referit pe cifre, m-am referit strict ca formular. Da. Sam, total, venituri estimate. Da, noi așa trebuie să le trimitem, la direcția finanțelor. Da, pentru noi, ca să înțelege toți sensibilitatea, dar nu te mai face. Doar raportul de specialitate al contabilului să fie... Domnul contabil, eu nu înțeleg. Banii ce a rămas sau banii ce îi primim de la ajutor? Asta ce rectificăm? Banii ce au rămas din buget sau banii care au primit 2 miliarde de... Noi dacă acum rectificăm banii ce au rămas, nu putem să luăm? De unde ți-e? De unde ți-e? Pentru ce rectificăm banii ăștia? Ce facem cu ei? Ce rectificăm bugetare? Ce facem cu ei? Nu sunt bani efectivi. Deci ce rectificat? Pentru ce?
Băi, excedentul care există trebuie împărțit pe tot ce e nevoie de completat până la sfârșitul trimestrului. Adică, într-un loc a ajuns bani, într-un loc nu, trebuie completat cu bani. Asta e ce trebuie ca să înțelegi Nicolae. Păi ce să completăm? Verificăm ce completăm? Ați citit omul ăsta. Dar nu, ca să terminăm firmul. Ați citit raportul? Nu. Unde se duc bani? Nu, că l-am primit târziu, raportul și nu l-am citit. L-ați primit ca toată lumea. Da. Domnul președinte, vă zic și eu, era, avem o posibilitate la acoperișul cealaltă la școală la Albili. E cam una sau altă treabă acolo, știu. Nici de bani, nici de... E greu de și de bani și de... Eu vreau ca la începutul anului să prevedem niște bani pentru așa. Și până la sfârșitul anului o să, de exemplu, să-l acoperim, să plătim tavla mamă și mamă o trebuie de mai târziu. Ca să putem încadra. Costă și așa acolo vreo 550 milioane, numai așa, un calcul estimativ, dar e posibil să mai fie vorbim că ori de fapt, poate vreo 2 metri cu scânduri. Acolo trebuie scânduri, cu nari scânduri. Deci, rămas pilieturile, e da, e cheltuia mai. Da. La... Eu am încercat, am vrut anul ăsta să o acoperim, că să sunt și o societate la care să ne aștepte cu manopera. Să ne aștepte cu manopera. Dar de unii bani de tablă. Bani de tablă. Tabla aia, presupun, nu mai trebuie scânduri multe? Nu, să nu facem nu. Da, se face praf cu ala. Pe băiatul ăla, pe cu izlatul, să-l sunați, să-l chemați la ședința aici, dacă nu? Să facă un lucru, cealaltă, pui fântâna ce e făcută. Deci fântâna ce e făcută de 100 de ani, o mai reparatul ăia și în izlat, nu bea vaciule. Deci pe acolo știți, pe acolo trec toți cai cu căruțele din sat și mai vezi de la sat. Și mai duci omul. Ați văzut că a avut drumul și pizzele aparte? Nu, eu zic de fântâna aia care trebuie să o fac ăla cu izlat, nu primăria. Preda Ștefan îl cheamă și are acolo și adresa, are, probabil că are și număr telefon. Să-i pui un lucru, să-i facă sulul. O să-i trimit din adres săptămâna care vine. Da. Dacă nu se vină cu aici, îi pus la telefon. Da, ăsta îl cheam Pietru Costică, zice să faci și acolo, dacă iei bani din zlază. Dar nu chemați la aici, îi spun eu. Dacă nu... La ședința următoare îl chemăm aici. Din septembrie. Și ar trebui chiar toți. Eu aș vrea de ce... Eu nu-mi mai zic de schini. Eu zic de chestia aia. Eu aș avea două propuneri. Două adrese să se facă primăria, una să facă către poliții, la Bârsănești, toate utilajele agricole, balotiere, tractor, să-l ia de pe drumul ăsta județean care se duce la Târgoviște. Țineți minte, eu mereu indicatoare, eu sunt ofer de meserie. Și cunosc cam care e situația. Să vedeți dumneavoastră, tot cu poliția și cu ce agent de la primărie, toate utilajele să-l ia de pe drumul Republicii. Noaptea stau calare toți. Vin, poate vine vouă în viață să se întâmplă vreo catastrofă. Doamne fere, nu să fii ideal la volan. Așa zic, așa zic și toți. Dar vă zic că să știpesc și mor ca... Obosit în viață. Obosit, poate. Conduce, mai obosește. Deci, domnul Georgescu, în primul rând, din punct de vedere legal, e prevăzută chestia asta. Eu, la niște discuții contrare pe Facebook, eu am spus chestia asta. Deci se amendează oameni care nu... Deci se propunea să amendeze oameni care aveau o margină de balastru acolo și el lângă drum și utilaje atâtea care sunt pe drum nu le vede nimeni. Înțelegeți? Da, sunt un real pericol, dar sunt un real răspuns și cei care le lasă pe drum. În codul rutier scrie chestia asta. Ce se iei la cealaltă? Iei valoriera sau iei tractorul ăla? Doamne, există, dar normal și legal ar trebui să fie luate. Așa ar trebui. Și am o propunere eu. Am vorbit cu domnul consilier la Brăteș și i-am explicat. Hai să încercăm să vedem ce facem cu patru camere de luat vedere, domnul primar. Una la Guravăi, una la intrare în Caraclău, una la Brăteș despre Târgu Ocna și una la Albele. Patru camere ne trebuie. Dacă nu avem bani de iluminat, acum avem de camere. Păi, dar astea, ce este nesplătit? Să vă explic așa, deci astea care s-au pus la primărie, nu sunt plătite, să știți. Deci, mă explic și pe asta, ca să nu credeți că nu aș vrea mai multe. Motivul de a pune camere este de luat vederi, pot să vă dau, vă explic ceva. Da. La soacra mea, la Pârvu Moise, duminică, dimineața, au venit trei țigani cu o mașină de galați, au intrat în casă, vreau să-i dau 2 milioane, 1 milion de lei lui Nenea Georgescu. Dar uite, am 2 milioane, dă-i matale 1 milion și eu, ca să duc soacra, când se duce soacra mea în casă, îl găsești pe țigani în casă.
Îl sună pe mine, pe ce-o plecat Săgani, am schimbat numele, am pus numele de Italia, am plecat cu Teo, Teo plecat la Brătești, eu am plecat la Caracal. N-am găsit nimic. Problema este că trebuie anunțați toți bătrânii ăștia, adică pe la biserică, eu așa zic, preotul în biserică poate să spun, mă, oameni puțini, poarta în prieteni, nu dați drumul la nimic. Dar ce asta zis, uite, domnul, eu asta am zis pentru camerele astea că ar fi necesar în Comuna Bârsănești, nu pentru altceva. Păi într-un loc, domnul Georgescu, și în altă parte. Dar nu, când vezi mașinile care intră. Deja domnul Teu umbla cu limba scoasă. Păi, cum să-l găsesc? Da, el, că soacră mi-a spus. Păi avea număr de Galați și-a pus număr din Italia. Unde, la ce? La intrare. Unde? La intrare. Da, și, dacă e, și dacă vine una de aici și se duce la dincolo... Deci drumul principal este de la Unesco. Dacă dumneavoastră contraziceți lucrul ăsta, că nu este necesar, ba, nu am nimic în poștiu. N-am zis că nu este necesar. Am pas comunitare, se patruleză. Păi ce la noi, dacă vine și dulea cu timp, voi, dacă vine mare, mă mai vezi că nu este necesar. Mare punct. Dar ai pus-o la cu Florin. Trebuie să ai un punct de intrare. La care ai un punct de intrare. Poți să te pui și ești unde vrei după aia. La pulpit. Dar până vine și m-a spus și doamnă, până din camere, haideți să se însimplice, cum spunea și domnul. Poate hai să se însimplice poliția locală, poliția națională, poliția. Să facă, că ei trebuie să cuprindă itinerariul lor de patrulare și punctele sensibile. Trebuie să le cuprindă. Apropo, de poliție comunitară. Da. Conform 333/2006. Cei care au angajat aici? Cât sunt specializați? Au studii de specialitate? Nu. Nu. Conform 319/2012, hotărâri de guvern, sunt luate la instituțiile de stat măsurile de securitate? Știți că instituția statului poate lua de la 5 la 10.000 de lei amendă? Dacă nu aveți analizele de risc făcute și implementate măsurile de securitate, la toate. Deci vorbim chiar și școala de surță de la Glodosul și aia de la Guravăi. Să știți că pentru treburile astea sunt bunuri comunale, sunt bunuri. Și dacă legea vrea, să le impută. Și pentru un singur obiectiv îți dă 10.000 cu ochii închiși, așa. Deci nu stă la discuții. Domnul Ferez, acestea așa cad în sarcina conducătorilor de unități. Sunt de acord. Întocmesc planuri de măsuri și planuri de fază în colaborare cu poliția română sau națională, da, cum s-o denumim. Deci conducătorii de unități fac protocoale, se denumesc, protocoale de colaborare. Nu se mai face nimic, domnul. Înțeleg. Nu se mai face nimic. Să faci un plan de fază în colaborare cu poliția și n-ai... Deci să fac planuri de colaborare cu poliția în fiecare an. Răspunzători sunt conducătorii de unități. Nu primăria poate să... Ei asigură paza prin personalul care îl are. Dacă nu există poliție locală, ce facem atunci? Cum asigurăm baza? Noi am luat în primire la Unesco Mine și Bătrâni. Ascultați-mă, presupune că nu avem poliție locală. Am fost obligați să facem analize de risc. Deci, și baza analizei de risc sunt urmești un plan de pază împreună cu poliția. Domnule, deci nu poți să faci plan de pază, ai paznic la școală, ce plan de pază să faci? Nu-ți trebuie! Poți să ai și nu poți să faci plan de pază dacă nu ai personal care efectuează paza. Deci faci protocol de colaborare. Pe asta am lucrat, pe asta am lucrat toată viața, 333/2003. Păi te obligă, legea te obligă, ora supraveghere. Să ții măsuri să asiguri paza. Paza se asigură prin... Deci ascultați-mă, paza se asigură prin personal calificat sau, mă rog, personal desemnat de către primărie, prin camere de luat vedere, prin gratii la geamuri, prin lacăte. Sisteme de alarmă sunt o grămadă. Deci ascultați-mă, deci ca să... Haideți să discutăm puțin. Dar legea te obligă la două lucruri. Ori pază umană, ori... Analizele de risc și planurile de pază se face acolo unde se face pază efectiv. Nu e adevărat. Analiza de risc este obligatorie la fiecare obiectiv. Doamne, dar nu... Și în analiza de risc, ăla care o face, cum îi spune cine face analiza de risc, îmi scap acum de mine, îți impune niște măsuri de securitate. În funcție de acele măsuri de securitate, da, tu, ca proprietar sau cum să-i spun, da, poți să spui, băi, fac sau nu fac. Și atunci legea când a venit și ți-a spus, băi, dar de ce s-o spart aici când aveai pază sau nu aveai sistem de alarmă? Trebuie să-și asiguri paza, inclusiv noi acasă.
inclusiv noi acasă, proprietari individual, nu mai zicem ce instituțional. Și noi trebuie să asigurăm baza, nu? Deci nu se poate face poliții la fiecare casă, la fiecare instituție cu IOM, nu se poate. La ședința care, la ședința care vine Vaduc, legea așa, să vedeți că legea. Vă zic, deci fizic nu se poate. Atunci când nu se poate, trebuie să faci altceva, da? La Unești am nouă obiective de fază. Atunci dacă nu se poate. De ce se desfințăm? Că deci aproape nu avem nici la minim. Ce să mai desfințăm? Păi da, să cel ce-a drămat în bani cu așa ceva și nu putem să... Tot doi oameni, da? Desfințăm dacă nu avem... Doi oameni, dar cheltuie bani și nu specializați în domeniu. Nu s-au făcut camere de la vedere. Băi, și în baza la ce? Nu s-au făcut niște analize de risc? Da. Se instalează camere de la vedere. De ce vorbim? Da, domnule, să fac analizele de risc. La fiecare școală se pune camere de la vedere. Ca obiectiv, dar asigura faza este altceva. Deci asigura faza este altceva. Baza se putea să faci o asigure prin poliția locală. Poliția Națională sau Poliția Română, cum vreți să spuneți dumneavoastră, au obligația să patruleze în zona școlilor, obiectivelor de importanță socială. Doamne, da, adică nu discutăm mai departe. Facem, nu facem, sau nu știu ce. Eu spun ce este legal. Noi doi suntem forțe angajate în Ministerul Internei. Eu m-am ocupat strict pe sisteme de securitate. Deci nu există când ai contract, dar ce există? Poliția are contract cu hoțul sau cu ăștia? Nu contează, sună-i că deci, n-ai el este obligat să treacă pe oriunde. Nu putea să avem așa. Plan de pază să nu are. Plan de pază să întocmești atunci când ai o formațiune de pază la un anumit sistem de pază. La un obiectiv, asigur cu pază, să caută punctele vulnerabile, să caută locurile care pot fi ușor de... Asta se caută. Acolo trebuie să dai consemnul la fiecare. Bineînțeles. Deci, dar aici avem... Să trecem în subiect, trebuie să discutăm la ședința următoare, că nu întindem. Da, da. Am și eu o problemă de tine. Păi, o să spun. Da, da. Spune domnul Dare. Domnul Dare. Deci, în legătură cu domeniul public, care se ocupați abuziv, în fel și fel de manevre. Aici este parcul. A rămas doar o bucățică. Aici, într-adevăr, este mai mult teren. Acolo, la Glodosul. Unde ziceți? Aici am unii da, sub nu? Da, aici este câștigat, am înțeles, prin instanțe, deci trebuie de, să-și ia casa sau ce face, nu știu. Deci e câștigat, dar primăria nu dorește să-l câștige. De ce? Acolo, la Glodosul. Prin mai multe primăria feluri. Primăria a pierdut, nu că nu dorește. A pierdut că așa a dorit. Nu prea. Apropo de Glodosul. Niciodată la primăria nu a fost. Domnul Mihaili, în 2003. În loc să ducă proces mai departe, a dat că nu mai are nevoie de acel teren. Deci a favorizat anumite persoane în zona Glodosul. Cât a trăit, ați discutat cu el de chestia asta? Nu știu ce fel de om. Pe cum nu știți? Păi știu ce fel de om, ce contează cine a fost. Realitatea. Vă rog frumos. Eu îi răspund domnului și vreau să... Niciodată dumneavoastră nu mi-a răspuns la realitate. Care s-au apucat de așa ceva? De ce? De ce? Doamna secretară, domnul Bernard, reprezintă juridic ceva primarie. Vreau să-l lămurească pe om. Te rog frumos, da. Chiar doresc în fața domnului consilier ca să spun exact ce se întâmplă cu doamna secretară. Deci, cetățenii din Glodosul au făcut petiții către primărie. E vorba de 100 și ceva de oameni care au venit la primărie. Doamna secretară a înțeles că doamna să facă o anchetă în primărie, să ia fiecare om, să-l divulge, băi, ar fi bine așa să scrie. Deci să dea de creanță, cum este de acord cu revendicarea terenului? Cum poate să facă să mai strice case, să mai facă chestii din ăsta? Doamna secretară, așa a fost? Bineînțeles că nu a fost așa. Doamna, așa a fost. Eu am dovezi. Cine te poate lămuri dacă dumneavoastră te vorbesc așa a fost? Și eu am fost, mi-ați trimis și mie, de cum că vreți din nou, deci mai am cerut ceva. Dialogul, domnul Dare. Dumneavoastră ați înțeles că eu, nu, cetățenii doresc să facă un parc. Acceptați dialogul? Da. Păi dacă l-acceptați, aș accepta să îmi expun și acum de vedere. Și nu suntem o premieră, pentru că dumnealui, de cel puțin 2-3 ori pe lună, aici, cu vieții și cu... 100 de persoane. Deci suta de persoane, suta de persoane. De frigă, a dat tabel și ne-a dat lui Cătămuș. Lăsați-o să vorbească, domnul Dare. Dânsul a pus, a amenințat oamenii și oamenii i-a liniștit așa cum știți. Și ne-a pus un fel aici. Deci oamenii au fost întrebați personal, nu i-a chemat nimeni la primărie. Dumneavoastră. Eu, da, eu i-am rugat. Pe plicuri puse la fiecare. Lăsați-o să vorbească, domnule. Da, da, da. Lăsați-o să vorbească și... Măi, omule, dar nu poate vorbi deodată. Doamna vrea să-l lămurească. Păi dați-le timp. Ești chiar bun. Dumneavoastră înțelegeți ceva din ce se întâmplă. Vreți să... Deci nu mi-am primat. Iar eu n-am voie să-ți răspund.
termine și se termine. Ai răbdare, mai se termine. Și la ședință e cine o ține? Ești la ședință de ședință? Domnule, dar aici poți să vorbești. Hai să asigurăm un cadru civilizat de discuție. Asta e ideea. Cadru civilizat de discuție. Ideea are dreptate. Și eu știu cadrul ăsta. Este are dreptate, domnul Dare. Bun, și cu asta trebuia să începeți. Cu asta trebuia să începeți. Dacă răspund la mântuie când aveți disponibilitatea, să ascultați. Dreptul vă dea afară din ședință. Da. Aș putea interveni și eu cunosc și eu cazul. Este de la prezentat și mie domnul Dare și îl cunosc și eu. Deci, într-adevăr, există o petiție depusă la nivelul primăriei, semnată de 102 persoane, dacă rețin. Și a doua oară, înainte pe 50, a doua oară. Puțin. Am înțeles că există această petiție, are număr din registrare. Acum, întrebarea ar fi următoarea. Modul de soluționare. 1. Da, modul de soluționare a fost clar. Deci noi am vrut să ne... Deci nu, eu doar vă explic. Deci asta deci noi suntem conștienți de ce a fost acea petiție, da? Deci, au fost 3-4 pagini față de SOC cu semnături culese de la cetățeni. Da, dacă ați observat pe tabel, există și fiecare. Deci ce s-a cerut chiar din nou. Deci au pus în vedere deci fiecare. Deci noi, am elaborat un răspuns personal pentru fiecare semnatar al petiției, prin care ne-am exprimat dorința să ni se precizeze clar ce anume s-a vrut de la primar și de la primăria Bârsănești. Vă pot expune eu? Spune-te. Deci, în respectiva... Oamenii care au venit au dat o declarație în sensul că domnule, habar n-au avut de intenția lor. De ce n-ați dat pe mâna poliției? Dar nu vă lași să vorbesc. Uite. Asta este instanța. Deci, habar n-au avut de faptul că se pune la cale revendicarea unor terenuri, ci au fost sesizați de către domnul Darie Adrian, numai ideea de îți vă dați sau nu acordul pentru amenajarea unui parc de joacă pentru copii în curtea fostei grădinițe Clodos. Dacă îmi permiteți, doamna secretar, deci eu am văzut documentele. Vă rog, da. Deci, în preambulul acelei petiții, se descrie clar de către 102 cetățeni o problemă privind revendicarea terenului de lângă școala Glodosul, ca să zic locul, ca așa se cunoaște, Glodosul. Așa. După ce se expune motivele pentru care s-a făcut această sesizare, se semnează 102 persoane. Da. N-aș fi luat-o în cauză, după cum știți, sunt jurișor de profesie. N-aș fi luat-o în considerare dacă acele semnături ar fi depășit o altă pagină. Da, stați mai puțin. Au fost 3-4 pagini. Nu am uitat, când dați voie. După ce se termină preambulul, aici, încep imediat primele semnături. Deci, practic, nu poate acel om să mie să-mi semneze fără să știe ce este în față. Au fost câteva, până în 10. N-are cum să-mi semneze. Deci, pe pagina aia... M-ați înțeles? Deci, pe pagina cu preambul au fost doar până în 10. În aproximativ. Rest au fost, aproximativ. În rest au fost pagini integrale. Da, dar urma. Urma. Iar eu n-am făcut altceva și domnul primar Iftime decât să vrem încă o dată să ne convingem care este doleanța precisă a cetățenilor semnatari. Da, deci, asta a fost totul. Da, care a fost motivul pentru care cei care au venit aici, că aveau drum, nu m-am dus după ei. Da. Eu am trebuit să li se transmită plicurile ca să nu mai punem plic la poștă și să plătim. Asta nu era necesar, domnule secretar. Exact. Nu era necesar să punem plic. Pentru că deci fiecare... Deci, nu m-a spus să se termine. În momentul în care s-au nimerit pe aici că era campania cu ajutorul social, da. Domnule, care a fost motivul pentru care ai semnat? Mi s-a cerut să-mi exprim adeziunea pentru organizare. Te rog frumos să scrii. Asta e opțiunea lui. Au scris. Acum, dați-mi voi nu să vă spun. Nu i-a presat nimeni să declare. Dacă domnul Marcu, dacă voi... Domnul, dar numai puțin. Deci dați-mi voie să vă spun. Da. Prima dată, orice organ care primește o petiție își verifică competența, da? Da. Dacă nu este, nu este, dacă nu are competențe să soluționeze acea cerere, următorul pas trebuie să înainteze la instituția care este competentă. Păi nu cine se facă verificări. Instanța dar noi am răspuns. Instanța de judecată era competentă. Păi stați un pic. Deci noi ne-am judecat pe respectivele litigii ani întregi. Aveam hotărâri definitive dar și nu discutăm. Deci numai puțin. Haideți să facem două diferențe. Noi nu discutăm despre ce s-a soluționat. Nu știu ce. S-a depus o petiție. Eu, instituții, primăria Bârsănești, trebuie să-mi verific competența.
Am competență să soluționez acea cerere? Da sau nu? Dar li s-a răspuns cetățenii. N-ați înțeles ce vreau să spun. Dacă nu aveți competență, dacă nu aveți competența legală, dumneavoastră imediat când ea o trimiteți, o trimiteți direct la judecătorie. Pentru ce? Pentru că este vorba secretar, am înțeles, a trimis plicuri acasă la cetățeni, să-i chemi, să-i întrebi, băi, dar ce-i semnat acolo? Domnul Vâna, stați, mă, haide să lăborim, să o luăm așa ușor. Să fie limpede pentru ce au semnat. Ce-au dreptul ăsta? Deci asta o să... Nu aveți dreptul ăsta, doamnă, secretar. Dar dumneavoastră de unde știți că nu l-am? Nu aveți dreptul, dar sunteți... Sunteți la zi cu codul penal și civil? Doamnă secretar, această competență... Mergem pe... Da, nu, dumneavoastră aveți un interes de trimis de țin apoi, poate ați luat bani. Deci răspunsul pentru problema care există, hai să ne întoarcem la fondul problemei, că de acum ne pierdem în detalii, exact, și chiar inutil. Deci răspunsul a fost clar. Atâta vreme cât în cauza respectivă, primăria s-a luptat ani de zile pentru revendicarea terenurilor și a pierdut sentințe definitive și irevocabile. Da, așa este. Dar ce mai poți face? Dar cele câștigate le-a spus în practică? Doamna secretar, îmi permiteți? Ați fi înaintat. Doamna secretar, îmi permiteți? Domnul președinte. Domnul președinte, îmi permiteți? Doamna secretar, sentințele câștigate de către cetățeni le-a spus în practică? Adică? Cele care le-a câștigat... primăria le-a spus în practică? Dar nu noi trebuie să le punem în practică, domnule. Vezi că vorbim fără să știm? Dar cine pune? Cine pune în executat o sentință? Primarul trebuie. O sentință bine, vorbim de primarii vechi. Păi da, nu, aici era vorba, aici era vorba de care sentință n-a fost pusă în practică? A fost domnule, dar când întrebi, înseamnă că ai ceva în minte. Care anume sentință n-a fost pusă în practică? Haideți că vă explic eu. Dumneavoastră, pe care a spus-o în practică? Trebuie să știți. Domnul Vârlam, haideți să vă explic. Noi am aplicat, deci noi am beneficiat de efectele sentinței deciziei în altei curți de casație și justiție, prin care 1290 de metri pătrați, curtea fostei grădinițe cu dosul, aparține nouă. Deci aia este a noastră. Și-am pus-o în aplicare. Da. Are cineva pretenții la terenul ăla? Nu. Și atunci n-am pus-o în aplicare? Doamne, de ce stau în șoție? Îmi dați voie să discut. Eu cunosc tot dosar. Îmi dați voie să discut. Haideți ca să lămurim. În primul rând să terminăm cu acea cerere care spunea domnul Dare. Acea cerere ilegală asta trebuia să face, să o înaintați către instanța de judecată și totul era rezolvat. Instanța avea obligația. Nu primăria și niciun angajat al primăriei are dreptul să întrebe vreo persoană sau să audieze. Nu are aceste competențe niciun funcționar al primăriei. Eu am verificat. Nu are competențe. Deci câtă vreme nu ai competență, nu poți să audiezi o persoană. Dar n-am persoanele... audiat, domnule. Dacă ați considerat că e ceva ilegal. Dar n-am audiat. Deci aceste litigii le rezolvă numai instanța de judecată. Deci dumneavoastră primiți cererea, vă uitați, pot, nu pot, la judecătorie. Deci cum se face că mai mult de jumătate dintre oamenii care au dat declarație s-au referit strict la... Dar nu-i treaba primăriei, vă rog. Dar eu vă întreb, dar bun, nu-i treaba. Deci, indiferent cum ar fi fost, cum se face că răspunsul a fost cu totul altul decât cel pe care dumnealui... Dar de unde deduceți dumneavoastră în Constanța? Din declarațiile oamenilor. Care declarații? Au dat declarații. La dumneavoastră? Da. Domnul Vârla, numai puțin. Deci, dacă cei care... Vreau să vedeți și noi declarația care au dat persoanele care au indus în eroare o altă persoană, ăia vor fi cercetați penal dacă au făcut lucrul ăsta. Dar nu primăria are atribuții... Nu primăria are atribuții să stabilească. Nu primăria are dreptul ăsta. Doar instanța de judecată. Noi n-am acuzat pe nimeni deocamdată. Noi doar... Dar nu se discută de acuzații. Asta vreau să spun. Dacă acea petiție, într-adevăr, era făcută cu bună credință. A doua, aș întreba altceva. Există un răspuns la acea petiție dată la nu ceva? Nu există, domnul Miron. Nu i s-a dat răspuns. Răspuns nu la petiție? Nu i s-a dat răspuns. Există? A trecut termenul și nu i s-a dat răspuns. Deci, trebuie să existe, dar referitor la ceea ce se reclamă. Nu la ceea ce spune omul că m-a pus să semnez. Asta va stabili instanța. Dacă a fost înșelat, nu a fost semnat la răspuns. Cum? Ați primit răspuns la petiția care era... Că nu se mai poate, că s-au judecat, că s-au pierdut. Deși ce se poate face în situația în care ai sentințe definitive? Dar nu ai specificat acolo că avem la îndemână un act de moștenitor. Deci suntem noi cetățenii împroprietăriți. Deci cu ala a cerut să-l treceți în domeniul statului, că ea în nostru, deci... Nu se mai poate face nimic pentru că trebuie o sentință definitivă. Vorbiți și dumneavoastră în calitate de expert. Ce înseamnă o sentință? Doamna secretar,
Vorbiți un pic cu domnul Miron. Domnul Miron, nu s-a folosit înseamnă autoritate de lucru judecat. Deci nu se mai revine la judecare ei dacă se consideră că s-a făcut în mod abuziv. Da, de ce nu a fost în evidență? Da, dar vin cu alte chestii. Avem o decizie dispeță, că așa se numește, că dumneavoastră știți că aveți și studii poate juridice. Avem o decizie dispeță a parohiei. În, a luat titlul de proprietate. Lăsați-mă, domnule, să explic un pic. În dispozitivul sentinței, da, nu anulează titlul. Da, dar nu și actele subsecvente. Da, da, dar atunci, dacă anulează titlul, se poate relua o procedură de... Vreți să vă spun povestea? Pe domnul consilier. Deci asta am și făcut. În momentul în care am avut decizia civilă, da. Se poate redeschide procesul. Am făcut două acțiuni. Așa. În 2003. Păi nu, că vă spun ca să știți exact istoricul. Și am făcut și pentru revendicare teren ocupat. Sunt două căi de atac la tribunal și ultima este la Curtea de Apel Bacău, ultima sentință care a câștigat parohia. Mă tem că e după 2003. Mă tem. Dați-mi voie. Deci, în 2000 a obținut decizie civilă definitivă și revocabilă la Curtea de Apel parohia pentru titlul... A anulat tot titlul ăla. Georgescu Gabriela. L-a anulat. L-a anulat în întregime. Avându-l ca bază și mergând pe principiul anularea actului principal înseamnă anularea actelor subsecvente, am deschis două acțiuni de revendicare pentru terenul ocupat de Cheptănuș, conform contractului de vânzare cumpărat de cumpăr, și a luat comand. S-a dus domnul Ilie Dumnezeu să-l odihnească și a spus că el nu are nevoie de teren? Nu pare rău. Deci, bineînțeles, ne-a respins acțiunea. Asta vreau să vă spun. Ne-a respins acțiunea. Mi se pare că... S-a luat act de faptul că primăria Comunei Vârstănești a introdus... Mi se pare că acel, când a fost domnul Ilie, a fost atacată la tribunal. Aia de la Curtea de Apel este mult mai vechi. Eu așa rețin. Veniți să vorbim. E hârtic, că nu-i nicio sens. Deci în 2003 a spus că pe el nu-l interesează să ia terenul. Nici nu Cheptănuș, nici nu Comand. El nu se pune rău cu oamenii. Dar ați făcut către instanță să se redeschidă o altă, să se redeschidă acțiunea, ați făcut către instanță. Păi am făcut, dar mai târziu. Și după ce am aflat ce s-a întâmplat de fapt, pentru că chestia asta dânsul doar n-a făcut-o pe față. S-a dat sentință pentru... Au rămas, nefiind atacate în teren, au rămas definitive. Deci fiecare... Nu a fost atacat în teren. Nu o întrebare. Nu știu, am crezut că sunt confuz cu datele. Păi da, au venit să ne consultăm oricând. Da, doamna secretară a atacat în teren și a atacat în... Am sentimentul că aia de la Curtea de Apel a fost după toate celelalte căi de atac. Așa îmi face impresia mie, dar nu știu, e posibil. Mă mai uit odată, o să mă mai uit dacă... Domnul consilier, dacă dați voie să vă explic, doamna secretar, nu mă bucuți. Eu sunt implicat în terenul ăla de acolo, cum o zis, că l-am luat cu hapca. Moapca. În moment când el spune că eu l-am luat cu hapca, eu am să închid drumul. Să nu mai crea pe nimeni. Care drumul să închid în România, domnul Georgescu? Care drumul se închide în România ca să închide unul astea drumul? Bat în cei 6.900 din titlul anual. Haideți ca să lămâneșteți treaba. Deci, odată ce este făcut un act în forma validă la un notar, cât timp nu se poate imputa reaua credință... Exact! Aici a fost problema. Acum, hai să luăm și pe partea cealaltă. Deci noi trebuie să demonstrăm că acel act a fost făcut cu încălcarea dispozitivului legal. Dar până atunci... Domnul actul respectiv se construia abuziv? Așa. Deci s-a făcut în condiții legale, deci el păstrează calitatea de proces care a fost făcut cu credință. Am înțeles, domnul. Dar locul este donat satului. Păi, donație. Cum a venit legea 10 peste donație? Asta îmi pune o întrebare. Deci cum a venit legea 10? Legea 10, cum să-ți dau răspunsul? În 91 sau 90, 89, a fost Oancea Paulina primar, da? Da. Ei, în momentul când a fost Oancea Paulina primar, domnul Cheptănuș s-a dat pe numele Paulina, înainte de a face actele, la mine a venit primăria cu... Au fost abuze? Băi, lasă-mă să vorbesc, te rog frumos. Deci, Constantin Cojocaru a avut drum lângă Cosica Stalin, 400 sau 500 de metri pătrați,
În momentul când a văzut primăria că ăla a închis drumul, s-a luat la tribunal și a spus, domnule, e pământul omului, te rog, atunci ce-a făcut primăria? S-a apucat, a făcut o comisie și a mers, i-a dat 1626 de metri pătrați. Nu mie. De ce am provocat domnul? Dar nu putu calul. De acord, din domeniul public. De domeniul public. Deci era primărie, da? După ce i-a dat mie, a venit cheptănul la Paulina. Georgescu Gabriel a nopsia 50 de hectare în Constanța, au luat numai 49 de hectare și au aprobat un hectar la Răsăneștiu. Din ce artificiu, domnul Găzăneștiu? La legea 10. Ai la legea 10? Hai să-ți dau un hectar. Deci când s-a dat, un bloc pe terenul, nu se renunță la un hectar ca să le iei vrei tu. S-a dat un bloc. De ce nu vrei să te lămurezi? Da, să lămurezi. Și i-a dat un hectar aici. Cheptă-mă cu tante Margareta, o luat și pământul biserici, o luat și... Și pe mine m-a bătut, m-a dus la tribunal, eu l-am câștigat, că erau formele legale. O câștigat și primăria. O câștigat și primăria, o forță. Domnul consilier, mă stați la subiect. Deci sunteți de acord, deci într-un viitor, cu a doua ședință discutați. Deci să duceți un proces alăturat cu cetățenii satului Glodozu, că avem la bază un document, un proces verbal din 45, precum că suntem moșteritori, deci prin donație. Haideți ca să o lămurim în felul următor. Deci e a nostru. Deci noi suntem de acord ca să-l donăm în tot felul în domeniul statului. S-a petiționat legal, cu răspuns, doamna secretară și cu tot, nu mai intrăm de discuții pe petiția respectivă. Dacă există. Dacă, deci, în următoarea fază ar fi, trebuie să faceți o nouă sesizare către instanța de judecată, expuse toate motivele, adăugate toate probele și din deciziile de speță care spuneți cu parohia și ce mai există, unii mai puteți culege ceva date, depuneți frumos la judecătoria care arondează. Deci, le depuneți acolo și se va începe un nou proces. Instanța va fi, cea care, deci încă o dată trebuie să stabilim, primăria nu are competență să soluționeze litigii pentru terenuri imobiliare. Da, da, alăturat. Are competențe. Vreau să pun o întrebare. Putea duce litigiu. Domeniul public. Da. Cine o menedeia? Alăturat nouă acum. Consiliat. Și chiar nu tot de situații de acte de donații care nu v-ați folosit în instanță. Nu v-ați folosit, doamne. Nu te rugăști, dar să nu vreau să vă spun. Nu trebuie. Nu trebuie. Nu trebuie să facem un proiect, că nu poți la bunii terenuri. Nu trebuie. Am înțeles că sunt și hotărâri cu demolarea cazului. De ce mi-ați dat hotărârea care va trebui măcar numărul de dosar? Am unicase din... Ideea este să... Nu, haideți să discutăm și un moment. Aveți un proces câștigat. Aveți un proces câștigat. Cine vreți să intrăm să demolăm? Deci nu știu, nu ne-ați câștigat, trebuie să demolați casa. Deci, petiția respectivă. Nu asta știți. Puteți să vă adresați cum spuneți domnul Dariuni s-a câștigat procesul. Da, dacă vreți să faceți... Dar de ce au plecat? De ce au plecat? Trebuia să propunem... Ce să mai propui? Dacă lumea păi, le-a făcut doamna secretară, a considerat să plece, ca să nu... S-a mai întâmplat în 2003 asta. Nu, ascultați-mi. Haideți ca să lămurim domnul Dariuni. Deci, teritoriul respectiv aparține și UAC-ului Bârsănești, adică unitatea administrativă, doar că nu știți toți denumirea prescurtată. Trebuie făcută o nouă cerere, depusă la instanță, cum v-am explicat, cu toate probele, cu toate dovezile care le aveți, dar, într-adevăr, doamna secretară, trebuie să-și dea concursul și primăria. Nu, pentru... eu dacă aveți nevoie, dați-mi voie să spun la ce anume se referă concursul. Deci, în situația în care există nevoia de probe vis-a-vis de documentele existente, da, dar mai mult nu. Deci noi avem 6 ani de judecată. Vă rog frumos să mergeți la contabilitate și să vedeți în ce manieră, de fiecare dată când a venit în control Curtea de Conturi, a trebuit să dăm cu subsemnatul de ce ne judecăm noi cu X și cu Y pe banii primăriei. Că nu este normal și nici logic. Cât a fost de a-mi câștiga, toate bune și frumoase și au locul lor. Când am pierdut, păi de ce să nu? Vrea să vă folosim de... Dar dumneavoastră vorbiți cu Curtea de Conturi, nu cu mine. Eu vorbesc care a fost... Fiind jurist, nu trebuia să vă folosim asta la procese? Deci exact. Deci Curtea de Conturi... Deci am dat din Consiliu și doamna Cârcătă... Bine vrei să pierdă procesele, doamna. Deci nimeni nu binevoiește să pierdă procesele. Și mai și amenință oamenii că de ce a semnat. Ei, Iurea,
treaba. Astea sunt discuții la nivel neoficial, după care dumneavoastră vă luați. Oficial, dar așa au făcut. Deci în momentul în care există un contract de reprezentare avocațională, știm foarte bine că asta înseamnă obligație de prudență și diligență ca și medicul. Ea trebuie să-și exercite mandatul așa cum a fost investit cu mandatul respectiv. Asta s-a și întâmplat, dar nici medicul, nici avocatul în momentul în care duci la el nu-ți poate garanta că te scoate bine respectiv. Vă rog. O hotărâre judecătorească dată definitiv și irrevocabilă și nu s-a făcut nimic contra ei, se mai poate face ceva cu ea? Deci am spus, există excepții de autoritate lucru judecat care îl ridică instanța din oficiu. Exact. Dar nu-i cazul. Deci, în cazul în care se face un nou proces, da, am explicat, atunci când există dubii, se poate face să redeschidă acțiunea. Păi, cine are interesul redeschidă? Dar de cine? Se vede că n-ați avut interes până acum. Păi, dumneavoastră vă păstrați deci, opinia. Practic, de ce vă spun? Da, un titlu este clar, s-a făcut în mod abuziv. Știți cum este argumentată? Dar nu trebuie să opinia cum s-a ajuns la câștigarea procesului de către Singura casă.